bine ați venit la Dărmănești. Salut prezența invitaților din partea instituției prefectului județului Bacău, domnul subprefect Gabi Lupu. Salut și prezența bunului meu prieten, George Simion, și a întregei echipe venite cu domnia sa. Vă salut pe dumneavoastră, toți cei care astăzi sunteți prezenți aici, la unul dintre cele mai frumoase evenimente pe care în decursul anului le sărbătorim noi românii, Ziua Eroilor Neamului. Aici unde suntem, dorm mulți ostași români căzuți în primul război mondial. Avem aici o groapă comună a celor care au luptat aici la Dărmănești să apere viitoarea Românie Mare. Aici avem pe acest monument trecute numele celor care au căzut chiar pe aceste tărâmuri. În spatele nostru este Poarta de Fier a Moldovei, locul în care românii s-au unit la acel moment și au apărut și au apărat România. Sigur că an de an ne strângem și cu mic cu mare și cinstim această jertfă supremă. Mereu spun că fără jertfa eroilor români, astăzi n-am fi fost noi așa cum suntem români într-o Românie mare. Din păcate, uneori ne adunăm și ne amintim de acești eroi doar de ziua eroilor. În decursul anului trecem de cele mai multe ori foarte ușor peste această jertfă supremă. De cele mai multe ori ne strângem, în special noi politicienii, și spunem că ar trebui să facem aia sau aia și uităm a doua zi. Spun asta pentru că mă doare în suflet că eroii români nu sunt peste tot cinstiți așa cum ar trebui. Și un pic mai sus, de aici, de unde suntem noi, la Cimitirul Internațional de la Valea Uzului, o sentință românească spune că trebuie să demolăm acele cruci și trebuie să ne mutăm mai la vale sau mai la deal din cimitirul respectiv, motivând că în 2022 sau în 2023 se pare că pentru a avea liniște într-o coaliție de guvernare, noi românii trebuie să îi tratăm pe acești eroi cu altă unitate de măsură. Atâta timp cât voi fi aici și cât veți fi alături de noi, vom continua să cinstim eroii români indiferent unde s-au jertfit. Repet, această jertfă supremă ne-a făcut pe noi astăzi să spunem că suntem români, să spunem că suntem liberi, că trăim într-o țară democratică care, dacă n-ar fi fost această jertfă supremă, nu știu dacă ar fi existat. Îi salut pe toți cei prezenți. Salut preoții care astăzi încă sunt în slujbă, pentru că noi aici avem un ceremonial cu 7-8 preoți, dar astăzi sunt la slujbă și așteptăm să termine slujba și poate vor veni. A venit și Părintele Alexandrescu, pe care îl salut, un vașnic apărător al românismului. Aș vrea să îi salut și pe colegii mei din Consiliul Local și din Consiliul Județean, pentru că ne-am permis să țin acest discurs un pic mai larg, știind că Părintele Alexandrescu este pe drum și imediat cum domniile lor sunt gata, vom începe ceremonialul de la acest monument cu intonarea imnului de stat. Oh,
Urmează ceremonialul religios și rog Părintele Catolic. Dumnezeule, vino minte ajutor, Doamne, ca să grăbești, ascultă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia. Ne rugăm lui Dumnezeu să fie îngăduitor cu sufletele răposaților eroi ai neamului și ai credinței noastre, ca iertați fiind de păcate și împăcați fiind cu Tatăl, să fie purtați spre umerii bunului păstor în împărăția Regelui veșnic. Cred că răscumpărătorul meu trăiește și în ziua cea din urmă din pământ voi învia. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Eu însumi îl voi vedea și nu altul, și ochii mei îl vor privi. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Doamne, miluiește-i! Hristoase, miluiește-i! Doamne, miluiește-i! Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Dumnezeule, Părinte atotputernic, Fiul Tău a fost cel dintâi pe care Tu l-ai înviat din morți, te rugăm, întărește-ne în speranța că și pe răposații noștri, eroi ai neamului și ai credinței, îi vei învia la viața veșnică prin Hristos Domnul nostru. Amin. Odihna cea veșnică dă-le-o lor, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să le strălucească lor, să se odihnească în pace prin mila lui Dumnezeu. Amin. Hristos a înviat. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ce prin adâncul înțelepciunii, cu iubirea de oameni toate le chirenise, și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule, Zidorule, fă odihnă, Doamne, și sufletelor adormiților robilor Tăi, căspre Tine și-au pus spre Făcătorul și Viditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Tine zid și diman te avem și rugătoare din
bine primită către Dumnezeu, de care de l-ai născut născătoare de Dumnezeu nenuntită, a credincioșilor mântuire. Auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Prerugăm pentru odihna sufletelor adormiților, rogilor Dumnezeu, toți eroii neamului românesc și eroii români căzuți în luptele pe Valea Uzului între 1916-1918, Regimentul 27 Bacău, Prundarul Ce Gheorghe, Pădurariu Nistor, Barbu Nicolae, Cojocea Nicolae, Cojocaru Gheorghe, Candet Toader, Maftei Nicolae, Barbu Vasile, Florian Gheorghe, Mila Gheorghe, Tanță Ștefan, Tudor Iacob, Barbu Ilie, Imbrea Ștefan, Merchez Constantin, Boatcă Ioan, Scripcaru Gavrilă, Micu Anton, Pădurariu Petru Rusu Alexandru, Boatcă Ne Constantin, Ardeleanu Gheorghe, Țăposu Vasile, Gerasim Vasile, Vașloveanu Dumitru, Hunganu T. Vasile, Bolohan Neculae, Florian Toander, Constantinescu Neculae, Berzunțanu Gheorghe, Șerban Neculae, Nădejde Gheorghe, Bindeleu Constantin, Micloș Ioan, Bucuș Ioan, Lupu Virgiliu, Timaru Gheorghe, Manole Neculae, Gabor Vasile, Ochiroș Constantin, Rățoaie Vasile Asenoae, Ioan Secăreș Gheorghe, Babe Ioan, Munteanu Alexandru, Marian Vasile, Cotva Simeon, Gerasim Gheorghe, Breneș Ioan, Lăcătuș Ioan, Bolohan Gheorghe, Vișan Petre, Romane Vasile, Bălănucă Nicolae, Mitelu Ioan, Țigancene Vasile, Șilder Leon, Sândulescu Vasile, Băcărașu Ioan, Merlis Gheorghe, Arpinte Toader, Cel Mare Gheorghe, Albu Nicolae, Bindereu I. Constantin, Milea, Grigore Gheorghe, Borș Vasile, Grumezaș Gheorghe, Cușcașu Ioan, Asante Gheorghe, Ardeleanu Ion, Barbu Ion, Murărașu Gheorghe, Mierlici Constantin, Ferenț, Ștefan, Poleanu Gheorghe, Ienade Vasile, Florian Constantin, Barbu Constantin, Micloș Iojăt, Tamaș Gheorghe, Bubuș Gheorghe. Eroi români găsiți în luptele la Valea Uzului 1916-1918, Regimentul 27 Bacău, Zaharia Ion, cel Mare Ioan, Roman Ștefan, Coaicea Ion, Smionescu Nicolae, Ursache Alexandru, Prundarul Laiș, Florian Stridon, Roman G. Vasile, Balcanul Gheorghe, Balcanarul Gheorghe, Hangarul Nicolae, Barbu Toate, Ursachi Gheorghe, Sândulescu Alexandru, Șerbu Gheorghe, Mica Vasile, Titurlaș Vasile, Goasă Vasile, Șandru Petrea, Crăciunel Constantin Soltan, Genicolae, Șandru Petroală David, Antaloș Vasile, Arpinte Mihai, Ciurcă, Ioan, Dimitriu Alexandru, Chim Simeon, Ferenț Ioan, Bogdan Ioan, Olaru Gheorghe, Curcaru Constantin, Acolnițe Constantin, Ardeleanu Dumitru, Băbuș Gheorghe, Bogasiune Cloaie, Imre Mihai, Ferenț Luaie, Han Petre, Urcu Gheorghe, Mohan Ion, Mititelu Gheorghe, Grumeza Ion, Simeon Ioan, Han Constantin, Stoica Constantin, Victorie Gheorghe, Sandru Ioan, Apostol Nicolae, Dumnezeu Luaieș, Trăgătușii Gheorghe, Dinberg, Moise, Musachi, Ștefan, Zosfat, Gheorghe, Țigantea Mihai, Cârsu Petru, Țigantea Petru, Leanu Gheorghe, Sănulese Nicolae, Deleanu Constantin, Boaide Anton, Togarul Nicolae, Simeon Ioan, Armașul Vasile, Pal Ioan, Poișteanul Nicolae, Curcarul Vasile, David Constantin, Bălănucă Mila, Roman Pavel, Gilescu Ioan, Mohan Nicolae, Fulga Gheorghe, Stami Hadachi,
Râul Roș la Vrile, Câmpanaș Ioan Stel, Alexandru, Stache Ștefan, Câmpanaș Simeon, Curăraș Neculai Munteanu, Gheorghi, Cubuș și Hadache. Eroi români căzuți în luptele de pe Valea Uzului între 1916-1918, Regimentul 27 Bacău, Constantin Neculai, Buzaru Simion, Sărbaru Toader, Sărbaru Gheorghe, Buium Iosif, Nădejde Simion, Azaparu Gheorghe, Munteanu Constantin, Simionescu Dumitru, Maior Mihăilescu, Capitan Neculai Valovici, Capitan Câmpeanu Alexandru, Locotenent Necula, Locotenent Amiandescu, Sublocotenent Necrescu Petre, Sublocotenent Ciosu Constantin, Sublocotenent Davidescu Nil, Sublocotenent Popovici, Plutonier Pelin, Plutonier Popa, Caporal Belei, Ilie Ștefan, Tănase Gheorghe, a Catrinei Neculai, Srogaș Vasile, Carciuc Gheorghe, Grigore Neculai, Bortă Petre, Codivici Vasile, Bălan Vasile, Năstase Ion, Munteanu Ghe Vasile, Negru Constantin, Ichim Niță, Gherasim Ioan, Săndulescu Toader, Roman Vasile, Stângaciu Vasile, Perduș Ioan, Tamaș Ioan, Macu Ioan, Sigancea Neculai, Hanganu Vasile, Sigancea Ioan, Amărândoai Gheorghe, Ferenț Anton, Perduș Constantin, Ababe Alexandru, Docan Gheorghe, Dascălu Gheorghe, Prințul Știrbei Gheorghe, Locotenent Constantin Soare. Constantin Neculai, Buzaru Simeon, Starvaru Toader, Starvaru Gheorghe, Buium, Iosif Nădejde Simeon, Hazaparu Gheorghe, Munteanu Constantin, Simionescu Dumitru, Maior Mihăilescu, Capitan Neculai Valovici, Capitan Câmpeanu Alexandru, Locotenent Necula, Locotenent Diamandescu, Locotenent, Sublocotenent Negrescu Petre, Sublocotenent Ciosu Constantin, Sublocotenent Davidescu Nil, Sublocotenent Popovici, Plutonier Pelin, Plutonier Popa, Caporal Belei, Ilie Ștefan, Tănase Gheorghe, Catrin Neculai, Sorogaș Vasile, Carciuc Gheorghe, Grigore Neculai, Bortă, Petre, Codivici, Vasile, Valan, Vasile, Năstase, Ion Munteanu, Vasile, Nic, Constantin, Chimniță, Gerasim Ioan, Sândrescu, Toader, Roman, Vasile, Stângaci, Vasile, Erduș, Ioan, Tamaș, Ioan, Mahu, Ioan, Țigancea, Neculai, Hangaru, Vasile, Țigancea, Ioan, Mărturai, Gheorghe, Ferenț, Anton, Perduș, Constantin, Abave, Alexandru, Tocan, Gheorghe, Dascăl, Gheorghe, Prințul, Tirbei, Gheorghe, Locotenent, Constantin, Soare, Locotenent, Cotfas, Neculai și Cotfas, Vasile. Încă ne rugăm pentru eroii români căzuți pe diferite fronturi de luptă între anii 1939-1944. Urcaru Ioan, Mărini Gheorghe, Bucuș, Ghe Vasile, Finichiu Ioan, Ghiurcanaș Simeon, Tiripli Constantin, Toma Vasile, Mititelul Neculae, Abucurii Gheorghe, Cujoce Ioan, Balaș Ioan, Brătescu Gheorghe, Găbărel Ioan, Găbărel Dumitru, Lunganu, Nicu, Tiripli Vasile, Sândulescu Neculae, Cel Mare Gheorghe, Ilescu Vasile, Docan Alexandru, Docan Dumitru, Ilisei Gheorghe, Chițurlaș Dumitru, Gabor Ioan, Buzatu Gheorghe, Lungu Neculai, Țigancea Constantin, Bogaseu Alexandru, Sândulescu Neculai, Apolozan Adam, Dănăilă Neculai, Sfârlă Dumitrache, Capitan Ursu Gheorghe, Antalaș V. Ion, Chiticaru Petrache, Mocanu Luca, Ajuntant Simeon Toader, Capitan Pruteanu Neculai, Cristache Neculai, Merchez Ioan, Bidica Gheorghe, Dascălu Gheorghe, Ștefan Crețu, Petru Avram, Mihalache Gheorghe, Mihalache Ștefan, Mihalache Ion, Starparu Gheorghe, Ursache Sandu, Petcu Gheorghe, Azaparu Petre, eroi de la 1874, Regimentul 4 Dorobanți, Alungani Alexandru, Cel Mare Ion, Gosav Gheorghe, Starparu Gheorghe, Vajlovanu Ion, cu tot neamul lor cel adormit. Eroul din Revoluția din 1989, Maior Popovici Gheorghe, cu tot neamul lui cel adormit. Pentru că se lise lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne miluiește, Doamne miluiește! Încă ne rugăm pentru eroi căzuți pe diferite câmpuri de luptă din cartierul Lapoș Dărmăneasca. Simionescu Dumitru, Simionescu Gheorghe, Ardeleanu Gheorghe, Arpinte Mihai, Florian Spiridon, Bulgaru Ion, Florian Gheorghe, Florian Toader, Florian Constantin, Mocanu Vasile, Mocanu Ion, Ardeleanu Constantin, Simionescu Dumitru, Simionescu Gheorghe, Simionescu Constantin, Munteanu Constantin, Munteanu Vasile, David Constantin, Olaru Gheorghe, Bogasiu Neculai, Bogasiu Petre, Gosau Vasile, Buzatu Gheorghe, Florian Simeon, Simionescu Constantin, Solonțanu Simeon, Moise Vasile, Solonțanu Simeon,
Alexandru Ardeleanu, Constantin Nicolae, Florian Simeon Munteanu, Vasile Simeonescu, Constantin Mocanu, Luca Ansurățelui, Ioan Bogasiu, Petre Buzatu, Gheorghe Mocanu, Vasile Florian Pandele, Mocanu Ion Vașoveanu, Ștefan Mocanu, Vasile Hânganu, Simeon Mocanu, Gheorghe Simeonescu, Costică Băcrașu, Mihai Simeonescu, Dumitru, David Constantin Ardeleanu, Sendel, Stoian Vasile, Moise Constantin Mocanu, Gheorghe Irene, Gheorghe Alupe, Dumitru, Cota Ion, cu tot neamul lor cel adormit. Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, Sfântul care călcați moarte și ghiat la-i surpașii durii viașul mitale. Însuți, Doamne, odihnește-și sufletele adormiților, fericiților, într-o adormire eroi, ostași și luptători români din toate timpurile, din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagări și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertate de mitate poporului român și ale roturilor celor știuși și neștiuți fiecare după numele lor. Și odihnește în loc luminat, în loc de viață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinarea și iartă-ne ca Dumnezeu bun și viitor de oameni, toată greșeala pe care au săvârșit-o în viața aceasta cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, Dumnezeu să-i ierte. Că nu este om care să fie viu și nu greșească, mai singur ești fără de păcat. Treptate, Doamne, treptate, viași cuvântul Tău, adevărul, că Tu ești învierea, viața și odihna sufletelor adormiților, rogilor de fericite, eroi români, căzuți pe toate fronturile de luptă pentru apărarea țării și a credinței să vă strămoșești. Și ție slavă lăsăm împreună cu Cel fără de Tău, Părinte, prea sfântul și bunul și viață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne, Dumnezeul nostru, Dumnezeul puterilor, Cel ce sfărâm războaiele cu braț înalt, Cel ce prin negrita întrupare și prin pătimirea de bunăvoie a unei a născut Fiului Tău, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, ne-a arătat că totdeauna după jertfă urmează biruința și după cruce învierea. Auzi-ne pe noi care ne rugăm acum puterii și iubirii tale de oameni pentru ca, prin puterea ta, să păzești neamul nostru călăuzindu-l din biruință în biruință și din slavă în slavă, iar prin iubirea ta de oameni să rânduiești în ceața aleșilor tăi sufletele celor ce pentru credință și patrie s-au luptat în chip strălucit și au căzut eroic. Sufletele acestora, ca un nor de martori, ne stau înainte și locurile unde odihnesc o semintele lor, păzesc hotarele pământului patriei, iar cinstitul lor sânge adapă vlăstarul libertății noastre. Pentru aceasta, dezleagă și iartă-le orice au greșit cu fapta, cu vorba și cu gândul, ca precum pe pământ au fost socotiți în ceata celor aleși, așa și în cer să-i numeri noastră sfinților mucenici. Și precum s-au arătat cinstiți de către oameni, așa și înaintea ta, Dumnezeule, să fie așezați cu sfinții, căci acești viteji ostași purtători de bruință, lupta cea bună au luptat și calea vieții bine au săvârșit-o. Pentru aceasta, drepturile judecător, dăruiește-le în schimb cununa dreptății, iar nouă, celor ce datorită lor trăim, acum liberi, dăruiește-ne, Dumnezeule, pururea să pomenim jertfa lor cea mare și, privind înfăptuirile făurite prin lupta lor, să le urmăm vitejia. Caută, Doamne, din cer, de pe tronul slavei împărăției tale și pentru jertfa înaintașilor binecuvintează și acum pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii săi ca armata țării, dăruindu-le biruința asupra celor potrivnici, bună sporire și îmbelșugare și pace. Că Tu ești Dumnezeul mântuirii noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă!
Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Preacucernice Părinte, binecuvintează! Cel ce s-a înălțat într-o slavă de pe pământ la cer și așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului și dreptului Lazar, cel înviat a patra zi din morți și ale tuturor sfinților, sufletele adormiților, robilor săi, eroi pomeniți, în corturile dreptilor să le așeze, să le odihnească, cu dreptii să le numere, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Stimate oficialități, preacucernici părinți, iubiți credincioși, iată-ne la acest moment înălțător, fiind vorba și de înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer, pe care noi am observat-o astăzi, moment înălțător pentru că mai mult ca oricând ne amintim de cei datorită cărora, așa cum ați auzit în rugăciune, noi suntem liberi acum, trăim, avem aproape de toate și sigur suntem doar datori să mulțumim lui Dumnezeu și acestor eroi ai neamului românesc, pentru că, iată, pe jertfa lor, pe jertfele lor, s-a clădit țara noastră, patria aceasta și, sigur, și credința creștină s-a menținut, că poate acum puteam fi mahometani sau de alte religii, dar iată că suntem creștini, neamul acesta românesc, pe jertfa acestor eroi, sigur, și-a păstrat și credința și neamul. Sigur că există această legătură între jertfă și înălțare. Sigur că trecem, ei au trecut prin jertfă și s-au înălțat și la Dumnezeu și iată că biserica nu i-a uitat niciodată. Sigur că a fost perioada aceea neagră a comunismului, când nu aveam voie să mai mergem la monumente în afara incintei biserici, dar și acolo noi ne-am rugat de fiecare dată, cel puțin noi aici la Biserica Izvorul Tămăduirii, unde avem sub monumentul de acolo câteva din osemintele aduse de aici, a eroilor aduse de aici atunci când s-a construit noul corp de școală aici la Dărmănești, sunt aduse acolo și ne rugam acolo pentru eroi. Sigur, cultul eroilor s-a tornicit începând cu anul 1920 de către primul patriarh al României, cu pauza respectivă, așa cum spuneam, între ghilimele și apoi reluat din 1990. Nu trebuie să uităm odată pe cei care s-au jertfit pentru noi. Indiferent ce restricții avem sau vom avea, eroii noștri rămân eroi. Slavă eroilor români! Doamne ajută! Într-o fericită adormire veșnică, odihnă-fă, Doamne, sufletelor adormiților, robilor Tăi și nefolor veșnică pomenire! Veșnică al celor care nu mai sunt și au murit pentru noi. Vă rog, spuneți generației viitoare că noi ne-am făcut datoria. Să dea bunul Dumnezeu și generațiile viitoare după noi să spunem și noi, să spună și ei la fel despre noi, că ne-am făcut datoria. Hristos s-a înălțat. Mulțumim. Mulțumesc preacucernicilor părinți pentru frumoasa slujbă
și îl invit aici alături de mine pe domnul subprefect Gabi Lupu în calitate de reprezentant al instituției prefectului județului Bacău. Stimați prelați, domnule primar, onorați invitați, dragi dărâmăneșteni, ca în fiecare an, astăzi, cu profundă emoție și veșnică recunoștință, ne îndreptăm gândurile spre cei care astăzi nu mai sunt, dar au rămas în mintea și inima noastră, acești eroi cunoscuți și necunoscuți. Poate mai mult ca în oricare altă locație din țara noastră, această vale a fost inundată de sângele celor care astăzi nu mai sunt. Avem deci obligația morală, sacră, ca cei tineri, cei mai puțini tineri, să ne cunoaștem trecutul, să cunoaștem aceste fapte de vitejie și eroism a acestor eroi, pentru ca noi să putem trăi cu demnitate astăzi, dar mai ales să avem și viitor. Domnule primar, stimați invitați, dați-mi voie să vă adresez un gând curat și o invitație la a trăi împreună, să respirăm și să trăim românește, mai ales astăzi, să-i facem mândri pe cei care s-au jertfit pentru noi, pentru idealurile, pentru valorile pe care astăzi le numim democratice și să dea Dumnezeu să-i pomenim nu doar azi, ci zi de zi, amintindu-ne că suntem aici datorită lor. Dumnezeu să-i odihnească și Dumnezeu să ne vegheze. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule subprefect! Mesajul dumneavoastră este un mesaj care merge la suflet, pentru că, așa cum spuneam eu mai devreme, ne amintim rar de eroii noștri și doar la anumite, să zic, situații de criză. Pentru că George mi-a spus că este în criză de timp, îl rog să ne spună câteva cuvinte. Încă o dată mulțumindu-i lui și echipei care astăzi a ales din multitudinea de variante pe care au avut-o să vină la Dărmănești, să cinstim împreună eroii care s-au jertfit apărând poarta de fier a Moldovei. Dacă poarta de fier a Moldovei, adică Valea Uzului, ar fi căzut, cu siguranță guvernul care era refugiat la Iași ar fi avut o reală problemă și România ar fi avut o problemă. Cei care s-au jertfit aici, apărând acest ținut, cred că merită tot respectul și toată considerația noastră. Te rog, George. Hristos s-a înălțat. De acolo unde s-a sfârșit pământul, vin oameni să ne ia pământ și frați. Și în fața lor abia rostim cuvântul și prin tăcere suntem vinovați. Mă bucur că am putut împreună să cinstim memoria celor care și-au dat viața ca noi să avem astăzi o țară. Mi-a zis domnul primar mai devreme că noi toți acum călcăm pe osemintele eroilor care au luptat în primul război mondial ca noi să avem o Românie întreagă de la Nistru până la Tisa. Aici sunt osemintele celor care au luptat ca noi să avem o țară. La 100 de ani de atunci, în anul centenarului, administrația locală din Dărmănești, locuitorii acestei urbe au făcut un efort și au pus 50 de cruci la căpătâiul eroilor care și-au dat viața în bătălia de la Valea Uzului, unde au luptat și maghiari, și români, și slovaci, și italieni. Și mă bucur că astăzi, împreună,
catolici, ortodoxi, penticostali, baptiști, ne-am dat mâna și am spus un Tatăl nostru pentru memoria eroilor care au luptat pentru țara lor. Dacă îi lăsăm pe alții să facă ce vor pe pământ românesc, să preia guvernarea, să preia administrația, să preia justiția, să ne dărâme crucile, să ne calce în picioare, înseamnă că noi nu suntem vrednici și noi nu ne facem astăzi, în anul 2023, datoria. Fac un apel către viitorul guvern, oricare ar fi acesta, să oprească în a ceda suveranitate națională, în a ceda demnitate și să oprească distrugerea, dărâmarea crucilor eroilor români. Nu credeam în anii aceștia de pace și de demnitate în care trăim că vom mai avea astfel de amenințări. Opriți această fără de lege, pentru că neamul nostru românesc nu a murit. Îi mulțumesc domnului primar Constantin Toma. Îi mulțumesc prefectului de la acea vreme, doamna Maricica Coșa, care a fost dată afară pentru că n-a vrut să respecte ordinul doamnei ministru Carmen Dan. Mulțumesc fiecăruia dintre voi că atunci când a sunat alarma, ați venit la Valea Uzului pentru eroii români. Murim mai bine în luptă cu glorie de plină decât să fim sclavi iarăși în vechiul nostru pământ. Am venit astăzi aici, vă mulțumim de invitație, mergem mai departe la Valea Uzului pentru a ne face și noi datoria. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc, George, și sper ca spusele tale să fie auzite de viitorul guvern și să caute soluții la problemele eroilor români, că nu sunt nici problemele noastre ale dărmăneștenilor, nici ale, eu știu, doar ale românilor. Sunt problemele eroilor noștri pe care noi trebuie să îi cinstim. Mulțumesc întregii echipe care au venit astăzi la Dărmănești pentru a cinsti eroii și pentru că avem niște copilași frumoși care vor să ne încânte cu câteva poezii. Haideți înainte să ascultăm acești copii frumoși, după care vom depune coroane și gerbe la Monumentul Eroilor. Vă rog! Ei n-au apucat să plângă, s-au închinat cu mâna stângă și-n dreapta își iau dragostea de țară. I-au apucat doar să închine și să moară. Azi trupul lor ascuns pe sub pământ este în istorie cuvânt. De rugăciune și iubire pentru țară, ei au știut doar să se închine și să moară. Eroii noștri sunt cuminți, au apucat doar să se închine. Eroii nu mai au nevoi, eroii ne mai au pe noi. Cât mai trăim să nu-i uităm, un semn de dragoste doar să le dăm. Eroii nu mai au nevoi, eroii ne mai au pe noi. Voi spirite viteze, amarilor străbuni, aflați că în țara noastră noi mai suntem români. Îl mai purtăm în inim pe bravul Decebal și n-am cedat cu toții la cotropii rival. Slăviți străbunei noștri din vremuri de lumini, noi suntem încă oameni, noi mai suntem stăpâni. Și dâși ne ținem încă pe plaiul românesc, în legea cea străbună și-n dreptul strămoșesc. Inima aprinsă a marelui străbun luminează viața neamului român. Inima vitează, inima de foc, dă-ne fericire, pace și noroc.
O Doamne, mult slăvite din moși și din bătrâni, ascultă noastră rugă, noi vrem să fim români, să-i ardem dintre neamuri pe Iuda și Cain, să ne spălăm de ură, de teamă și venin. Trezește-te, române, și nu mai sta în genunchi, ești rodul cel mai mândru, născut din vechiul trunchi. Ridică-te, române, fecior din Decebal, ridică-te, Moldovă, ridică-te, Ardeal. Inima aprinsă a marelui străbun luminează viața neamului român. Inima vitează, inima de foc, dă-ne fericire, pace și noroc. La focul care învie, veniți să vă închinați, român de pretutindeni, veniți surori și frați. Pe inima speranței jurați, fecior nepoți, o viață în libertate sau moarte pentru toți. Mulțumesc! Trei doamne, toți trei de George Coșbuc, avea și dânsul trei feciori și au plecat toți trei deodată la tabără, sărmanul tată. Ce griji pe dânsul, ce fiori, când se gândea că-i greu războiul, n-ai timp să simți că mori. Și luni trecut au după luni și-au fost de veste lumea plină că steagul turcului se închină și mândri codrului păuni, românii au isprăvit războiul că s-au bătut nebuni. Scria în gazetă că s-a dat poruncă să se întoarcă în țară toți cei plecați de astă vară. Și rând de rând veneau în sat și ieri și astăzi câte unul din cei care au plecat și ai lui întârziau, plângând de drag care se revadă. Sta ziua în prag, ieșea pe stradă cu ochii zarea măsurând și nu veneau. Și dintr-o vreme gemea bătut de un gând că prarul vechi iese-n prag. Ce-mi face Radu? El întreabă. De Radu este mai cu grabă, că Radu este cel mai drag. E mort, el a căzut la plevna cel din tâi și rag. O, bietul om, de mult simțea că Radu-i dus de pe-astă lume, dar astăzi când știa anume, el sta năuc și nu credea. Să-i moară Radu? Acest lucru el nu-l înțelegea. Blestem pe tine, braț dușman, dar Georgia nostru cum o duce? Sub glie, taică și sub cruce, lovit în pieptul lui Atagan. Dar bietul Mircea? Mort și Mircea, prin voi, pe la Smârdan. Ei n-au mai zis niciun cuvânt, cu fruntea în piept, ca o statuie, ca un Hristos bătut în cuie, țineau privirile în pământ. Părea că vede dinainte trei morți într-un mormânt. Treceau bărbați, treceau femei și uruiau trăsuri pe stradă. Soldați treceau făcând paradă și atunci deștept privi la ei și-și duse pumnii strânși la tâmpe. Trei, Doamne, și toți trei! Noi n-am prins
acest pământ, noi avem un lucru sfânt, o câmpie, un sat natal, o globotniță pe deal. Cât avem o țară sfântă și un nai care mai cântă, cât părinții bine sunt, noi există ceva sfânt. Cât dure are vorizare, oriuncând de ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât dure are vorizare, oriuncând de ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât pădurile ne dor, mai avem un viitor, cât trecutul ține minte, mai există lucruri sfinte. Cât luceafărul răsare și în cer e sărbătoare, și e pace pe pământ, mai există ceva sfânt. Cât durare vor izvoare, oriuncând de ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât durare vor izvoare, oriuncând de ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât avem un sat departe și un grai ce n-are moarte, cât ai cui zice părinte, mai există lucruri sfinte. Cât avem un sat departe și un grai ce n-are moarte, cât ai cui zice părinte, mai există lucruri sfinte. Cât dureare vor izvoare, oriuncând de ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât dureare vor izvoare, oriuncând de ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Când a fost să moară Ștefan, multă jale a fost în țară, și la patul lui de moarte toți boierii s-adunară, și la patul lui de moarte toți boierii s-adunară. Un dangăt plin de jale, mii de clopote dau veste, Ștefan Vodă al Moldovei, Ștefan Vodă nu mai este, Ștefan Vodă al Moldovei, Ștefan Vodă nu mai este. Tristă-i mănăstirea Putna, porțile deschise așteaptă, strălucit convoi ce vine și spre ea ce se-ndreaptă, strălucit convoi ce vine și spre ea ce se-ndreaptă. Este Ștefan a străbate, cel din urmă drum din țară, doar pe unde trece acum în măreața zi de vară, doar pe unde trece acum în măreața zi de vară.
plânge dealul, plânge valea, plâng pădurile bătrâne și poporul băut plânge cu inelași pe noi stăpâne. Și poporul băut plânge cu inelași pe noi stăpâne. Eu vă las în grijă mare a lui Dumnezeu cel Sfânt, să stați strajă la hotare, să păziți acest pământ. Să stați strajă la hotare, să păziți acest pământ. Și vezi dacă vine vreun dușman nesăbuit, să strigați atunci la mine voi, sări și din mormânt. Să strigați atunci la mine voi, sări și din mormânt. Toți copiii României sunt din neamul lui Traian și în fiecare suflet se mai naște un Ștefan. Și în fiecare suflet se mai naște un Ștefan. Jos în vale, sus pe creste, tuturor a dat de veste, Ștefan vodă al Moldovei, Ștefan vodă mai trăiește. Ștefan vodă al Moldovei, Ștefan vodă mai trăiește. Hristos a înălțat! Eroi a fost, eroi sunt încă și-o fi în neamul românesc, că s-o sfânta din tare sunt că românioșii unde cresc. E vița noastră vă unită, deci jurăm în nenuita, de
strămoșii sânge au vărsat, ca peste vest să dăinuiască a noastră viță românească. Și la altarele străbune întreaga opte să se adune, și bandea Iosu și alegria, și Ana lui să-și poarte ia. Și atunci când ești departe de sat și neamul tău, să spui cu demnitate, român voi fi mereu. Și atunci când ești departe de sat și neamul tău, să spui cu demnitate, român voi fi mereu. În lumea mare vei pleca, român e bun, tu nu uita, o țară mică dar frumoasă te-așteaptă să te torci acasă. Și de când v-ați o fi mai greu, privește sus la Dumnezeu, curajul, cinstea și credința îți vor aduce biruința. Și atunci când ești departe de sat și neamul tău, să spui cu demnitate, român voi fi mereu. Și atunci când ești departe de sat și neamul tău, să spui cu demnitate, român voi fi mereu. Un cântec istoric ne-aduce aminte că frații în veci vor fi frați. Un cântec de luptă bătrân ca unirea voi compatrioți ascultați. Un cântec de luptă bătrân ca unirea voi compatrioți ascultați. Cele batalioane urmează ceremonialul de depuneri de coroane și jerbe. Depune Primăria orașului Dărmănești împreună cu instituția prefectului. Urmează Poliția Națională, Asociația Cultul Eroilor, Școala Gimnazială numărul 2.
Asociația Cultul Eroilor. Delegația este condusă de domnul colonel Roman. Este condusă de doamna director Cengel. Depune coroane Liceul Tehnologic. Delegația este condusă de doamna directora Sandei. Depune coroane organizația PSD de Rămănești. Fiți alături de eroii noștri în fiecare zi prin rugăciunile noastre. Doamne ajută! Hristos s-a înălțat! Bună ziua, Părinte, bine v-am găsit! Astăzi suntem în zi de mare sărbătoare și, dincolo de înălțarea Domnului, sărbătorim eroii neamului românesc căzuți pe toate câmpurile de luptă. Am învățat că trebuie să-i cinstim, am învățat de la părinții noștri, de la bunicii noștri, să-i amintim în slujbele pe care le facem la biserică, să-i amintim în gândurile noastre și în manifestările pe care le facem. Aici, pe acest monument, avem trecute numele unora dintre eroii din satul Lapoș care s-au jertfit de-a lungul anilor, fie că sunt din războiul de independență, primul război mondial sau cel de-al doilea război mondial. Îi cinstim pe toți așa cum ne pricepem noi mai bine, cu ouă roșii, cu cozonac, cu slujbe și cu dorința de a-i păstra în suflet vii. Înainte de a începe ceremonialul, vă propun să ascultăm intonarea imnului de stat.
urmează ceremonialul religios. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Cela ce prin adâncul înțelepciunii, cu iubirea de oameni toate le chivenisești, și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule ziditorule, fă odihnă, Doamne, sufletelor adormiților, robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus, spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Tine zi și limante avem și rugătoare bine primite către Dumnezeu, pe care le l-ai născut născătoare de Dumnezeu nenuntită, a credincioșilor mântuire, pomenește, Doamne, sufletele robilor Tăi. Odihnește, Doamne, sufletele robilor Tăi. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Ceata sfinților a aflat izvorul vieții și ușa raiului, să aflu și eu calea prin pocăință. Eu sunt oaia cea pierdută, cheamă-mă Mântuitorule și mă mântuiește. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Odihnește, Dumnezeule, pe robii Tăi și așează în rai, unde cetele sfinților, Doamne, și drepții ca luminătorii strălucezi. Pe adormiții robii Tăi odihnește-i, trecându-le lor toate greșalele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe o dumnezeire întregi strălucini, cu dreaptă credință să o lăudăm strigând: Sfânt ești, Părinte, fără de început, Fiule cel împreună, fără de început și Duhule dumnezeiesc, luminează-ne pe noi care cu credință slujim Ție și ne scoate pre noi din focul cel de veci, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te curată, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup, spre mântuirea tuturor, că neamul omenesc afla mântuire prin Tine, și noi să aflăm raiul, născătoare de Dumnezeu curată și binecuvântată. Aleluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta rugăm-ne Ție, auzi-ne pe noi și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluie, miluiește. Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților, o Dumnezeu eroi și ostași români căzuți pe toate câmpuri de luptă, morți pentru apărarea patriei și a credinței noastre românești,
Shalom, Dumnezeu eroilor ostași, Simeonescu Dumitru, Simeonescu Gheorghe, Avdileanu Gheorghe, Arpinte Mihai, Florian Spiridon, Bulgaru Ion, Bulgaru Ion, Florian Gheorghe, Florian Toadă, Florian Constantin Mucanu, Vasile Mucanu Ion, Avdileanu Constantin, Simeonescu Dumitru, Simeonescu Gheorghe, Simeonescu Constantin, Munteanu Constantin, Munteanu Vasile, David Constantin, Olaru Gheorghe, Solonțanu, Simeon, Ardeleanu, Alexandru, Constantin Nicolae, Florian Simeon, Munteanu Vasile, Simeonescu Constantin, Mocanu Luca, Soroțelu Ion, Bugasiu Petra, Buzatu Gheorghe, Mocanu Vasile, Florian Pandele, Mocanu Ion, Pastoveanu Ștefan, Mocanu Vasile, Hânganu Simeon, Mocanu Gheorghe, Simeonescu Costică, Văcărașul Mihai, Simeonescu Dumitru, Bogasiu Nicolae, Bogasiu Petrea, Bosav Vasile, Buzatu Gheorghe, Florian Simeon, Simeonescu Constantin, Solonțanu Simeon, Moise Vasile, David Constantin, Avdileanu Sandel, Stoian Vasile, Moise Constantin, Mocanu Nicolae, Ilene Gheorghe, Alubi Dumitru, Ota Ion, cu tot neamul lor și-a dormit. Pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. A Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepte se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor. De la Hristos, Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Da, Doamne, Doamne miluiește. Miluiește! Dumnezeul Duhurilor și-a tot trupul care-i călca moarte și pe de voi surpașe de lui viața mitală. În sus, Doamne, odihnește și sufletele adormiților, robite pomeniți, eroi și ostași români, căzuți pe toate fronturile de luptă și a eroilor români din această parohie, în loc luminat, în loc verdeat, în loc de odihnă, de neapărit toată durerea, întristarea și suspinare. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubită de oameni, iartă-i pe dânsii. Că nu este om care să fie viu pe acest pământ să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta-i dreptate în viață și cuvântul Tău, adevărul Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Că Tu ești învierea și viața și odihna dormiților, robile Tăi, Hristoase, Dumnezeu nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și cerui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Păcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților, robilor Tăi, unde nu este durere, nici tristare, nici suspin, și viață fără de sfârșit. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacucernice Părinte, binecuvintează! Cel ce s-a înălțat la cer și șade de dreapta Tatălui, Hristos, adevărat, Dumnezeu nostru, pentru vecea preacurată Maicii sale, cu puterea cinstită de viață, Sfântătoare Sfinte Cruci, cu vecime Sfântului Dreptului Lazar, ce-l înviat a patra zi din morți, și cu ale tuturor Sfinților Săi, sufletele robilor Săi, pomințelor și ostași români, în locul luminat, în locul verdeat Să-i așeze, Sfântul Avram să-i odihnească cu drepte Să-i numere, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru fericită adormire veșnică, Odină Fă, Doamne, sufletelor adormiților, rugilor Tăi pomeniți, și ne fără, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Și ne fără, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Pomenirea lor din neam în neam, și ne fără, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Dumnezeu să ierte pe noi, să ne miluiască ca un bun și de oameni. Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat. Hristos a înălțat. Ca să nu uităm. Ne-am obișnuit cu Hristos a înviat. 40 de zile. Iubiți credincioși, domnule primar,
doamnelor profesoare, domnilor consilieri prezenți, în această frumoasă zi a înălțării Mântuitorului nostru Iisus Hristos la cer, iată și noi, o mână de binecredincioși creștini ai parohiei noastre, împreună cu dragii noștri musafiri, venim ca să înălțăm această umilă rugăciune de pomenire către Dumnezeu pentru bravii noștri eroi și ostași români care nu mai sunt, care odihnesc sub iarba verde a țării noastre, dar care au lăsat în urmă această moștenire de pace și de liniște pe care noi astăzi o împărtășim cu toții, conștienți sau mai puțin conștienți. Vedeți dumneavoastră că în fiecare an Biserica noastră Ortodoxă Română strămoșească Maica noastră Biserică, își aduce aminte de copiii ei care s-au jertfit pentru neam, pentru țară, pentru credință, pentru limba aceasta românească. Omenirea acestea pe care le facem noi nu sunt o recapitulare a momentelor de atunci, ci sunt o conștientizare, o aducere în lumină, în timpul nostru prezent, ceea ce au făcut alții pentru noi. Mereu mi-aduc aminte la acest frumos și unic moment de pomenire, de monumentul de la Dărmănești, ridicat în dragostea și ostenirea domnului primar și a Consiliului Local de acolo, în care găsim câteva cuvinte nemuritoare, de fapt. Pot fi un moto a vieții noastre de zi cu zi, ar trebui să fie, de fapt, în care cei de sub pământ parcă vorbesc prin acel monument. Și acolo, pentru cei care nu știți, așa scrie: aduceți-vă aminte că noi ne-am făcut datoria. Aduceți-vă aminte. Asta facem noi astăzi și aici și în celelalte monumente din Dărmănești, ne aducem aminte măcar că ei și-au făcut datoria. Dar va veni vremurile în care aducerea aminte nu va mai fi de ajuns. Aducerea aminte aceasta nu mai ține loc de pace, de liniște și de foame. Va veni vremea în care să facem și noi ceea ce au făcut strămoșii noștri, să ne facem datoria. Nu datoria doar către statul român, nu doar datoria către biserică sau către familie, către întreg neamul nostru românesc. Aici, momentan, e pace și liniște, dar nu se știe vremurile. De aceea ni se cere ca să ne facem și noi datoria, să fim binecredincioși, să fim familiști, să fim români, să fim ortodoxi și să fim urmașii celor care ne-au făcut și ne fac și ne vor face cinste în continuare. Vedeți că monumentele acestea nu sunt făcute din alte materiale, sunt făcute din piatră, piatra care dăinuie sute de ani. Jertfa lor, la fel, dăinuie. Mulți nu-și mai aduc aminte, au plecat prin străinătate și zic, România. Dacă România aceasta au dat copiii ei români, România aceasta a dat pâinea pe masă și biserica, și neamul, și casa părintească, și cimitirul statului, și tura bisericii. România aceasta, unită la vremul de primejde și de război, a fost mai întărită de cei care nu mai sunt, ca să ne lase nouă unită. Așa că avem datoria aceasta, dragi enoriași ai parohiei Lapoș și celelalte parohii și a pământului acesta, să vă aduceți aminte, nu doar ca o idee și ca o povestioară istorică, care nici măcar nu mai este în carte de istorie, și să vă aduceți aminte și să faceți în așa fel încât ceea ce avem să nu fie risipit și să nu fie împrăștiat. Deocamdată îi pomenim cu dragoste pe cei care ne-au lăsat pacea și liniștea și limba. Ne rugăm la Bunul Dumnezeu ca sufletele lor, devenite sfinte prin martirajul lor, să fie odihnite în împărăția cerurilor, dar atunci când vom trece și noi dincolo, nu cumva întâlnându-ne cu eroii și ostașii noștri români, să ni se bată obrazul și să spună: voi care v-am lăsat moștenire, ce ați făcut cu ea?
Astăzi ne rugăm ca Dumnezeu să-i pomenească, să se așeze în rândul Sfinților. Mulțumim și domnului primar și de cinstitul oficialități care se află în mijlocul nostru, că poartă de grijă și acestui sătuc, acestui cartier, și așteptăm cu drag tot timpul în mijlocul nostru. Vă mulțumim, domnule primar! Mulțumesc, părinte, mulțumesc și dumneavoastră, sigur că port de grijă și v-am în suflet permanent, pentru că de aici am plecat, dintre dumneavoastră, am plecat la școala generală și văd aici cadrele didactice și copii, aici am învățat și eu, la școala din Lapoș, am avut parte de o educație aleasă, spun eu, pentru că tot de aici am plecat mai departe, la liceu și la facultate și pentru că poate că Dumnezeu a fost mai darnic cu mine și mi-a dat mai mult decât a dat altora, m-am întors în comunitatea mea să fac ceva și pentru semenii noștri. Și dacă astăzi avem aici un monument, îl avem datorită faptului că eram datori față de acești eroi care s-au jertfit și care au plecat dintre noi. Dacă ne uităm cu atenție, aproape fiecare familie din satul Lapoș are un erou trecut pe acest monument. Cred că fiecare dintre noi am pierdut, fie în războiul de independență, și aș aminti aici un erou dat de familia Vașloveanu, 1877, fie din primul război mondial și străbunicul meu din partea tatălui a murit în primul război mondial și nu știe nimeni unde este mormântul, fie din al doilea război mondial. De fiecare dată acest sat a contribuit cu sacrificiu suprem la apărarea acestor ținuturi. Era nedemn pentru noi să nu facem un monument care să amintească de eroii, de bunicii, de străbunicii noștri care s-au jertfit pentru apărarea țării. Așa a luat naștere în 2017 această idee pe un teren care știți foarte bine cei care sunteți mai născuți mai devreme că era abandonat. Am gândit acest monument în amintirea eroilor satului Lapoș. Sigur că noi avem aici la Lapoș o demnitate. Suntem poate mai demn decât alții, pentru că știm de unde venim noi, știm de unde ne tragem noi și citind o parte din documentele vremii, am aflat că strămoșii noștri pe la 1750 au venit din Ardeal refugiați, fiind datorită faptului că n-au mai suportat vitregiile Imperiului Austro-Ungar, care îi obliga atunci să schimbe numele românești în nume ungurești. Inclusiv numele de pe cruci au fost obligați din cimitirul satului, la care făcea trimitere domnul primar, au fost obligați să le schimbe. Ion devenea Ianoș, Gheorghe devenea Ghiuri și așa mai departe. Acești români adevărați care se trag din Târnave, din zona Târnavelor, din actuala comună Basna. Și am să fac o paranteză, Basna este numele actualei comune, Porcul de Basna. Știți că mulți ani Lapoșul purta denumirea de Purcăreți, datorită faptului că au venit cu tradițiile de acolo în creșterea porcilor. De acolo ne tragem noi și primii noștri strămoși au trecut granița de aici, de la releul de televiziune, cum spunem noi astăzi, și s-au aciuat lângă mănăstirea de la Lapoș, iar starețul de atunci, Ioil, a dat teren pentru construcția caselor din averea mănăstirii, în zona numită Dealul Popii. Primele case au fost făcute în zona Dealul Popii, acolo lângă drumul bisericii. Primii oameni care s-au așezat au venit cu oile și și-au schimbat numele de frică să nu-i caute armata austro-ungară în Mocanu, pentru că au venit cu oile. De-aia avem familii Mocanu mai multe în partea de jos.
Unii dintre ei au spus că vin din Ardeal. Așa avem astăzi familia Ardeleanu. Alții au zis că sunt de la munte și și-au luat numele de Munteanu, Munteni. Alții au zis că au venit cu valci, cu vaci florene, valci bălțate. Așa au devenit familia Florean. Alții au zis că sunt și ei cu vaci. Nu mai pot să-și spună tot Florean și s-au chemat Văcărașul. Iată istoria satului nostru, clădită de acești oameni pe care astăzi o parte dintre ei îi vedem pe acest monument. Găsim și Munteanu, și Mocanu, și Văcărașul, și Ardeleanu, sunt sânge din sângele nostru. Iar mulți ani, noi nu i-am cinstit. Foarte mulți ani, mulți dintre noi, nici măcar nu știam că există. Ar fi bine să nu-i mai uităm, să nu-i mai dăm uitării, pentru că vedeți că pe frontispiciu acestui monument scrie, spuneți generațiilor viitoare că noi ne-am făcut datoria. Asta spun ei, cei care s-au jertfit. Generațiile viitoare suntem noi și noi facem parte din aceste generații viitoare. Și mulți ani am dormit și am stat liniștiți fără să ne pese de acest eroi, fără să ne pese de acești strămoși ai noștri, de care sunt convins că mulți nici nu știam că există. Haideți să-i pomenim în slujbele noastre, să-i treceți pe pomenicile pe care dumneavoastră le puneți la biserică spre pomenire. Treceți și acești eroi. Să-i pomeniți poate în rugăciunile dumneavoastră de dimineață, de prânz și de seară, dacă le faceți. Pomeniți-i pe cei care vă poartă sau a căror nume le aveți dumneavoastră. Pentru că e mare cinste să ne amintim de ei. Și poate, dincolo, când ne vom întâlni cu acești eroi, ne vor mulțumi și ne vor spune că noi, generațiile viitoare, nu i-am uitat. Și mai e un lucru foarte important. Haideți să ne educăm copiii, să țină și ei cont de acești eroi, să țină cont de bunicilor, de străbunicilor, de părinților. Mâine nu vom mai fi. Noi toți cei care astăzi suntem aici, mâine nu vom mai fi. Dacă această tânără generație care ne urmează nu va fi educată în spiritul cinstirii eroilor neamului, cu siguranță nu vor face. Și mai mult decât atât, nu își vor aminti nici de noi. Este zi de mare sărbătoare astăzi și mă bucur că astăzi ați venit mai mulți sau mai puțini aici, în jurul, să zic, temelii satului Lapoș. Aici este temelia satului Lapoș. În acești oameni, în aceste nume pe care noi le-am dăltuit în piatră. Aici este temelia noastră. Și fiecare familie dintre noi, din satul Lapoș, n-ar fi fost astăzi dacă acești înaintași ai noștri n-ar fi fost. Să-i cinstim cu drag și mulțumesc, Părinte, pentru că aveți această listă. S-ar putea să fie incompletă. S-ar putea să nu-i fi trecut pe toți acolo, pentru că am trecut ceea ce am găsit și noi. Și poate că dumneavoastră, întorcându-vă acasă și întrebându-vă bunicii sau străbunicii sau părinții care mai sunt în viață, de familia, poate, a celor care nu s-au mai întors de pe front, s-ar putea să găsiți nume noi. Dați-le Părintelui și în pomenicele care le vom face la anul sau peste ani, să-i pomenim, pentru că sunt eroii noștri. Vă doresc o zi frumoasă în continuare și în suflet purtăm îndemnul Hristos a înălțat, cu speranța că suntem niște creștini adevărați și cu speranța că vom cinsti acești eroi nu doar
în ziua lor de cinstire, adică la înălțarea Domnului, ci în fiecare zi. Văd că avem niște copii frumoși aici și cred că avem și un program, da, doamna director? Înainte de a depune coroanele, vă propun să ascultăm scurtul moment artistic pe care doamna director l-a pregătit și căruia îi mulțumesc împreună cu cadrele didactice. Vă rog! Poezie de George Coșbuc. Românește, așa a fost, să te îndur după putere, să fii bun cu cel ce-ți cere, milă și adăpost, doine din caval, să cânți cum te vață în codru vântul, să fii bun când e horă în sat, pământul vesel să-l frămânți. Românește, așa a fost, nedura să dai din coate, când dușmanul vorbe scoate, că ești slab și proști, când vrăjmașii vin sumeții, să ne calce scumpa țară, tu izbești și dai afară, minte să-i înveți. Românește, așa a fost, știm și noi ce se cuvine, și împărțim cu rău cu bine, cum e mai cu rost. Poezie Inima de George Coșbuc. Avem o mândră țară, prin timp de jale amară, strămoșii se luptară s-o scape de stăpâni. Azi singur noi românii suntem în ea stăpâni. O lege avem străbună, prin veacuri de furtună, ea n-a putut să apună, strivită de păgâni. Ne-a fost cer sfânt tărie și în veci o să ne fie. Țara românească, de-a pururi să trăiască, credința strămoșească și graiul din bătrâni, spre Domnul țării gândul, de-a pururi noi avândul, sus inima, români! Hristos s-a înălțat! Prin lume, ea mele neamul pune, cu doar prin țări străine.
mulțumesc și eu. Iată, umblă star al satului Lapoș, îmi place mie să spun, deși mama sau să protesteze, că e 75% lăpoșancă, 25% plopeancă, da? Mulțumesc tare mult. Urmează ceremonialul de depuneri de coroane, după care noi o să ne retragem, că mai avem și alte manifestări. Mulțumesc tare mult. Rog poliția locală să fie pregătită. S-a încheiat. Vă doresc o zi frumoasă în continuare și mulțumesc părintelui. Mulțumesc părintelui, mulțumesc profesorilor și învățătorilor de la școală, elevilor. Mulțumesc dumneavoastră celor care ați fost alături de noi. O zi frumoasă și Hristos s-a înălțat. Auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește.
pentru odihna sufletelor fericiților într-o adormire, eroi, osași, luptători români din toate timpurile și locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori comuniste pentru apărarea patriei și a credinței noastre strămoșești, pentru întregirea neamului omenesc, pentru libertate și demnitatea poporului român, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drept se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale. Însuți, Doamne, odihnește sufletele fericiților într-o adormire, eroi, ostași și luptători români, din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, ale robilor tăi care au fost pomeniți. Odihnește-i în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice au greșit în viața lor cu cuvântul, cu fapta, cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i. Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să vițuiască, să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău adevărul Domnului să ne rugăm. Doamne, să-și odihna dormiților robilor tăi în Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și lui fără de început al tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului, de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea, și în veci vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, Dumnezeul nostru, Dumnezeul puterilor, cel ce sfărâm războaie, recumpărat înalt, cel ce prin negrăită întrupare și prin patima de bunăvoia una născut Fiului Tău, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, ne-a arătat că totdeauna după jertfă urmează biruința și după cruce învierea. Auzi-ne pe noi ca ne rugăm acum puterii și iubirii Tale de oameni, pentru ca prin puterea Ta să păzești neamul nostru românesc, călăuzindu-l din biruință în biruință și din slavă în slavă, iar prin iubirea ta de oameni să rânduiești din ceata aleșilor tăi sufletele celor ce pentru credință și patria noastră străbună s-au luptat, echip lucit și au căzut eroi. Sufletele acestor ca un nor de martori ne stau înainte și locurile odihnesc cu semintele lor, păzesc hotarele pământului patriei noastre române, iar cinstitul lor sânge a dat pe plăstarul libertății noastre. Pentru aceasta dezleagă și iartă-le lor orice au greșit cu fapta, cu vorba și cu gândul, ca precum pe pământ au fost ocotiți în ceata celor ales, așa și în cer să-i numele noastră Sfinților Mucenici, și precum s-au arătat cinstit de către oameni, așa și înaintea ta, Doamne Dumnezeul nostru, să fie așezați cu Sfinții, ca acești viteji ostași, purtători de biruință, lupta cea bună au luptat și calea vieții bine au săvârșit-o. Pentru aceasta, drepturile judecător, dăruiește-le în schimb cu lumea dreptății, iar nouă, cel ce datorită lor trăim acum liber, dăruiește-ne Dumnezeule pururea să pomenim jertfa lor cea mare și privind înfăptuirile făurite prin lupta lor, să le urmăm vitejia. Caută, Doamne, din cer, de pe tronul slavei, împărăției tale și pentru jertfa înaintașilor noștri, binecuvintează și acum pe grinecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii noștri, armata țării, dăruindu-ne biruința asupra celor potrivni, bună sporire, îmbelșugare și pace. Că Tu ești Dumnezeul mântuirii noastre și Ție slavă Ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin.
Domnului Hristoase, Dumnezeu de nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Doamne biluiește, Doamne biluiește, Doamne biluiește, preacucenice părinte, la centru slavă s-a înălțat de la pământ la cer și au șezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl Hristos adevărat Dumnezeul nostru pentru rugăciunile prea curatei Maicii sale cu ale Sfinților Măriților și întotdeauna apostolilor cu ale Sfântului și dreptului Lazăr cel înviat a patru din moși pentru ale tuturor Sfinților sufletele fericiților eroi români pomeniți acum mutați de la noi în corturile dreptului să le așeze. Amin! Să ne odihnească. Amin! Iar pe noi să ne miluiască ca un singur bun și viitor de oameni. Amin! Pentru felicită a dormirele și odinele, Doamne, suvedele la dormiților robilor Tăi, eroi pomeniți, mutați de la noi și veșurile veșnică pomenire. Doamne veșnică, pomenire Hristos are via de mas cu marcea primate căcășișe ori din mărinte viață de Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacucenci părinți împreună în slujitor, mult distins domn primar, distinse oficialități, preaibiți frași și surori în Domnul Hristos s-a înălțat. Adevărat, ne bucurăm că suntem aici împreună la acest monument în cinstea eroilor neamului. Biserica își aduce aminte întotdeauna de jertfa lor, ca și poporul cel binecredincios. Suntem tributari și onorați cu așa eroi pe care biserica noastră îi prăzduiește. Este bucurie deosebită și ar trebui să fie pentru toată lumea, pentru că cei care nu mai sunt trebuie să fie permanent veșnic în conștiința noastră prezenți. De aceea, biserica a rânduit ca în virgulă cu ocazia sărbătorii, mai ales la sărbătoarea înălțarea Mântuitor Hristos, să fie sărbătoriți toți eroii neamului. De la întemeierea poporului acestuia, și tot pentru și pomenește pe toți cei care s-au jertfit în toate războaiele, pomenindu-i ca și istoria atât pe voievozi și conducătorii de popoare și cei care au condus pe soldați în toate războaiele, dar pomenindu-i în același timp și pe cei care nu sunt băgați în seamă prea mult de către istorici, pentru faptul că au fost foarte mulți, milioane și milioane de români care și-au dat viața în toate războaiele pentru neatârnare, pentru poporul acesta binecredincios, cu gândul că noi românii, cum a spus Mihai Viteazu, ne vom aduce aminte de jertfa lor. Și nu vor uita românii niciodată, spunea Mihai Viteazu, tot ceea ce a făcut, cum au murit așa atâția români pe glia strămoșească, credința ortodoxă. Pământul acesta, pe care l-a apărat cu sânge, cu jertfa lor,
cei care au întemeiat poporul nostru, mă refer la Decebal, și care știți foarte bine că a zis că dacă ne mai rămâne măcar o palmă de pământ, ne luptăm pentru acest pământ atât de frumos și drag. De aceea, gestul acesta de recunoștință față de înaintașii noștri trebuie să rămână o permanentă, o constantă pentru poporul nostru, care nu trebuie să-și uite istoria, nici limba, nici tradiția, cultura, și în rândul acestor eroi se numără și foarte mulți preoți, episcopi, ai armate, călugări, călugărițe, femei care au mers ca sanitare pe front și care foarte mult dintre dânsii nu s-au mai întors. În rândul lor pomenim pe eroii neamului, pe cei care mărturisesc data credință în temnițele și închisorile comuniste, pe cei care au fost deportați și care nu s-au mai întors niciodată la casele lor, lăsând atâta durere în inimile celor care au rămas acasă. Mulțumim pentru invitații pe care ne-o face domn primar și nouă preoților și celor care sunt de față. Astăzi au avut peste tot la toate troițele închinate în cinstea eroilor manifestări din acestea religioase, dar și culturale. Mulțumim și primăriilor, mulțumim și școlilor și la toți românii. De aceea mă retrag și închei cuvântul meu, modest, smerit și neînsemnat față de jertfa cei pe care au depus-o înaintașii noștri, zicând glorie eroilor neamului. Amin. Au fost 3 minute sau 4? Cam depășit. Mulțumesc pentru cernicilor părinți, pentru frumoasa slujbă, vă mulțumesc, Părinte Victor, Părintele meu de suflet, de la mine din sat, de acolo cu rădăcini la mine în sat. Mulțumesc că împreună astăzi am cinstit eroii neamului, așa cum de altfel o facem de mulți ani încoace. Trebuie să ne amintim de ei, pentru că jertfa lor este de nemăsurat, de neînchipuit, cel puțin astăzi în zilele noastre. Au plecat fără să țină cont de ce au lăsat în urmă familii, copii și așa mai departe, pentru această țărișoară care se pare că datorită, și nu se pare sigur datorită efortului suprem pe care ei l-au făcut, astăzi se numește România și este în granițele pe care le cunoaștem. Să-i cinstim veșnic, să le cinstim memoria, să le rostim numele ori de câte ori avem ocazia și sigur să ridicăm și un imn din suflet în amintirea lor. Dumnezeu să-i odihnească pe toți, iar pe cei care astăzi suntem în viață sau cei care suntem astăzi în viață să nu le uităm memoria. Hristos s-a înălțat! Constantin Toma și mai apoi urmează parastasul religios pentru eroii neamului, jertfiți în primul război mondial pentru Marea Unire de la 1918. Bine ați venit, frați români, Hristos a înălțat!
Vă bucur că astăzi suntem din nou aici, la Valea Uzului, pentru a cinsti eroii români. Sigur că s-au făcut slujbe în toată țara, la toate cimitirele și la toate troițele închinate eroilor români, dar nu puteam să lipsim de aici, din cimitirul de la Valea Uzului, unde jorb somnul de veci eroii noștri. Mulțumesc că ați făcut sacrificiul de a fi aici și în acest an alături de eroii noștri. Începem prin intonarea imnului de stat. Așa o să facem loc să-l trebuie să-l trebuie să-l trebuie.
Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și în pururea și în vecii vecilor. Amin. Împreună fără de început și
scoate pe noi de focul cel veșnic și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru odihna sufletelor fericiților într-o adormire eroiostași și luptător român din toate timpurile, din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpuri de luptă, în lagre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, ca aceste meleaguri și tot locul, și ca robilor adormiți care acum se pomeresc. Capitan Simon Lazar. Prezent! Capitan Ciorac Mitică. Prezent! Soldat Bejan Gheorghe. Prezent! Soldat Corban Toader. Prezent! Soldat Frâncu Ștefan. Prezent! Soldat Gabri Ștefan. Prezent! Soldat Iosif Gheorghe. Prezent! Soldat Lazar Gheorghe. Prezent! Soldat Rotaru Ștefan. Prezent! Soldat Nistor Constantin. Prezent! Soldat Bogdan Ioan. Prezent! Soldat Cernea Gheorghe. Prezent! Soldat Crinu Mihai. Prezent! Soldat Horeica Mihai. Prezent! Soldat Moraru Gheorghe. Prezent! Soldat Roman Mihai. Prezent! Soldat Rotaru Stan. Prezent! Sublocotenent Davidescu Nicolae. Prezent! Sublocotenent Popovici Dumitru. Prezent! Sublocotenent rezervă Damaschin Constantin. Prezent! Sergent Oancea Gheorghe. Prezent! Soldat Pătăroacă Ion. Prezent! Soldat Sacu Petru. Prezent! Soldat Gosav Nicolae. Prezent! Soldat Vaslov Gheorghe. Prezent! Soldat Cernea Gheorghe. Prezent! Soldat Dobrica Toader. Prezent! Soldat Durlaca Ștefan. Prezent! Soldat Bocanu Anton. Prezent! Soldat Diaconu Ion. Prezent! Soldat Gabor Ianoș. Prezent! Soldat Botezatu Constantin. Prezent! Soldat Ungureanu Gheorghe. Prezent! Soldat Spinache Petrea. Prezent! Soldat Girnu Vasile. Prezent! Soldat Timaru Nicolae. Prezent! Soldat Păduleanu Ioan. Prezent! Capitan Pistea Traian. Prezent! Soldat Vasila Constantin. Prezent! Soldat Finaliu Ianuș. Prezent! Soldat Obizan Petream. Prezent! Soldat Moise Nicolae. Prezent! Soldat Grânceanu Ioan. Prezent! Soldat Gulaș Ștefan. Prezent! Rotonier Major Pelin Adam. Prezent! Rotonier Major Mateus Mihai. Prezent! Soldat Adam Vasile. Prezent!
Soldat Neucar Bulican. Prezent. Soldat Veiamin Aron. Prezent. Soldat Botez Ioan. Prezent. Soldat Presecaru Neculai. Prezent. Soldat Belciu Ioan. Prezent. Soldat Negru Ioan. Prezent. Serget Dragan Neculai. Prezent. Soldat Belei Neculai. Prezent. Caporal Lungu Costache. Prezent. Soldat Rutaru Vasile. Prezent. Soldat Dumitru Alecu. Prezent. Soldat Sariska Vasile. Prezent. Soldat Călin Atanasă. Prezent. Soldat Farcaș Ianoș. Prezent. Soldat Ardeleanu Ioan. Prezent. Soldat Bulpe Ioan. Prezent. Soldat Fabian Gheorghe. Prezent. Soldat Ailene Constantin. Prezent. Soldat Simion Ștefan. Prezent. Soldat Miron Vasile. Prezent. Soldat Vike Mihai. Prezent. Soldat Marin Ioan. Prezent. Soldat Pachianu Vasile. Prezent. Caporal Roman Vasile. Prezent. Soldat Gerasim Ioan. Prezent. Soldat Vlasloveanu. Prezent. Soldat Hânganu Vasile. Prezent. Soldat Bolohan Niculai. Prezent. Soldat Florian Toader. Prezent. Soldat Vlasloveanu Dumitru. Prezent. Soldat Dindreu Constantin. Prezent. Caporal Costea Ioan. Prezent. Soldat Hânganu Ioan. Prezent. Caporal Olaru Toader. Prezent. Soldat Văcaru Ștefan. Prezent. Soldat Poselnicu Gheorghe. Prezent. Soldat Terca Ioan. Prezent. Soldat Sava Ioan. Prezent. Soldat Ciobanu Vasile. Prezent. Soldat Dorneanu Gheorghe. Prezent. Soldat Fedeleș Neculai. Prezent. Soldat Ferariul Gheorghe. Prezent. Soldat Negru Constantin. Prezent. Soldat Stan Ioan. Prezent. Soldat Comăneci Ioan. Prezent. Caporal Butucaru Petru. Prezent. Caporal Musca Vasile. Prezent. Soldat Grosu Petrea. Prezent. Soldat Ionis Gheorghe. Prezent. Soldat Ciocu Constantin. Prezent. Soldat Marin Vasile. Prezent. Soldat Manolachi Nicolae. Prezent. Soldat Fabian Ioase. Prezent. Soldat Antochi Nicolae. Prezent. Caporal Sandu Constantin. Prezent. Soldat Ciocca Ștefan. Prezent. Caporal Simion Ioan. Prezent. Soldat Ladaru Vasile. Prezent. Caporal Popa Iordache. Prezent. Soldat Cioroabă Spiridon. Prezent. Soldat Roca Mihai. Prezent. Soldat Budau Giurgiu. Prezent. Caporal Pătrașu Constantin Soare. Prezent. Soldat Tabacaru Ianoș. Prezent. Soldat Vacarașu Gheorghe. Prezent. Soldat Vacarașu Nicolae. Prezent. Caporal Zaharia Ioan. Prezent. Caporal Făiniță Ioan. Prezent. Soldata Petre Ioan. Prezent. Soldat Munteanu Ioan. Prezent. Soldat Ida Vatilo. Prezent. Soldat Gabor Mihai. Prezent. Soldat Roman Ioan. Prezent. Soldat Tudose Neculai. Prezent. Soldat Chiripescu Gheorghe. Prezent. Soldat Șușanu Dumitru. Prezent. Soldat Nikita Ioan. Prezent. Soldat Maria Dumitru. Prezent. Soldat Ardeleanu Pavel. Prezent. Soldat Apostol Ioan. Prezent. Soldat Țapu Iordache. Prezent. Sergent Culupciuc Iordache. Prezent. Caporal Maftei Vasile. Prezent. Soldat Rotaru Constantin. Prezent. Soldat Gidion Ovediu. Prezent. Soldat Toma Dumitru. Prezent. Soldat Alupului Gheorghe. Prezent. Soldat Laigovici Anău. Prezent. Soldat Nica Gheorghe. Prezent. Soldat Pușcaleu Ioan. Prezent. Soldat Drumariu Neculai. Prezent. Caporal Ianca George. Prezent. Soldat Onceanu Costache. Prezent. Soldat Toșca V. Ioan. Prezent. Soldat Graul Dumitru. Prezent. Soldat Cosma Neculai. Prezent. Soldat Peangă Dragomir. Prezent. Soldat Căprescu Andrei. Prezent. Soldat Macădău Gheorghe. Prezent. Soldat Leca Adam. Prezent. Soldat Cusan Lolă. Prezent. Soldat Păcău Mihai. Prezent. Sergent Ghipu Constantin. Prezent. Soldat Biocher Stroie. Prezent. Trei ostași români necunoscuți. Prezent. 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 Și pentru ca să ni se ierte lor toată greșeala cea de voi și fără de voi.
așeze sufletele lor unde drept și odinesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeu nostru să cerem, Domnului să ne rugăm. Tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat, cedrui viață lumii tale, însuți, Doamne, odihnește și sufletele fericiți într-o adormire, eroi, ostași, luptători români din toate timpurile, din toate locurile și meleagul acestea care au sărgerit pe câmpuri de luptă, lagări și închisori pentru apărarea patriei și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, știuți și neștiuți. Odihnește-le, Doamne, sufletelor, în loc luminat, în locul verdeasă, de odihnă, unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală o să vă citei cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă-ne lor. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în via. Cuvântul tău, adevărul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că Tu ești învierea și viața și odihna al dormiților robilor Tăi, Iisuse Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și veci vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, Dumnezeul puterilor, Cel ce sfărâm războaiele cu braț înalt, Cel ce prin negreita întrupare și prin pătimirea de bunăvoie a unui a născut Fiului Tău, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, ne-a arătat că totdeauna după jertfă urmează biruința și după cruce învierea. Auzi-ne pe noi, care ne rugăm acum aici, cu puterea iubirii Tale de oameni, pentru ca prin puterea Ta să păzești neamul nostru românesc, călăuzindu-l din biruință în biruință și din slavă în slavă, iar prin iubirea Ta de oameni să rânduiești în ceata aleșilor Tăi sufletele celor ce pentru credință și pentru patrie s-au luptat în chip strălucit și au căzut eroic. Sufletele acestora ca un nor de martor ne stau înainte și locurile unde odihnesc osemintele lor, ca și aici, păzesc hotarele pământului patriei, iar cinstitul lor sânge de aici adapă vlăstarul libertății noastre. Pentru aceasta, Doamne, dezleagă și iartele lor ce au greșit cu fapta, cu vorba și cu gândul, ca precum pe pământ au fost ocotiți în ceata celor aleși așa și în cer se numere noastre a Sfinților Tăi mucenici. Și precum s-au arătat cinstiți de către oameni așa și înaintea Ta, Dumnezeule, să fie așezați cu Sfinții, ca acești viteazi ostași purtători de grâință, lupta cea bună au luptat și calea vieții bine au săvârșit-o. Pentru aceasta, dreptul judecător, dăruiește-ne în schimb cu luna dreptății, iar nouă celor ce datorită lor trăim acum în libertate, dăruiește-ne Dumnezeule pururea să pomenim jertfa lor cea mare și privind înfăptuirile făurite prin lupta lor să le urmăm vitejia lor. Caută, Doamne, din cer, de pe tronul slavei Tale, și pentru jertfa înaintașilor noștri binecuvintează și acum pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii săi credincioși pe armată țării, dăruindu-ne biruința asupra celor potrivnici, bună sporire, îmbelșugare, pace și sănătate. Că Tu ești Dumnezeu mântuirii noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Ioan, Iglesie Hristoase, sufletele adormiților, copiilor tăi, odinuie dorele minci, pâinea noastră cea de toate zile, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Cruci vor fi aruncate, înseamnă că îl aruncăm pe Hristos care s-a răstignit pe cruce. Sperăm să nu se ajungă la acel moment. Pentru că, sigur, crucea este semnul jertfei pe care Hristos a adus-o pentru noi oameni și pentru rasă mântuire, iar acești eroi, de fapt, reprezintă simbolul jertfei poporului român. Și noi trebuie să-i cinstim din an în an. Nădăjduim că și la anul ne vom întâlni aici, în același cadru și cu aceleași cruci pe aici. Nădăjduim că Dumnezeu îi va înțelepci pe cei care au, sigur, putere de decizie ca să revină. Sigur că îl felicităm pe domnul primar pentru jertfa pe care a făcut-o și riscul pe care și l-a asumat. Și noi, ca și preoți, ne rugăm Bunului Dumnezeu ca să-i înțelepțească pe toți cei de sus până în jos, ca aceste cruci să rămână, pentru că, de fapt, ele simbolizează jertfa eroilor neamului românesc pe care noi ne-am credit și patria și țara noastră și credința noastră creștină. De aceea vă felicităm pe toți cei care ați venit, sigur, din locuri îndepărtate, așa cum ați făcut-o în anii din urmă, pe domnul Târnăveanu și pe toți ceilalți, care, iată, dau dovadă de adevărat patriotism și creștinism pentru noi românii. Încă o dată, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea sănătate și nădăjduim că în viitor ne vom vedea aici. Eu, cel puțin, care sunt pensionar, nădăjduiesc că vă câțiva ani de acum încolo ne vom întâlni cu bucurie. Doamne ajută! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înălțat. Ne-a dat Dumnezeu și a deschis cerul, oborul și ne-a dat binecuvântarea Lui. Să ne aducem aminte, așa în timp simțit, da? Că nu suntem mai nimănui și astea zlacrimile strămoșilor noștri, a mamelor celor care, iată, au dat jertfă pe fiilor, da? Soților, rudele lor, care sunt de fapt rudele noastre, sunt strămoșii noștri, da? Ce s-au jertfit pe aceste locuri în acțiuni de luptă, că sunt cazuri în care trebuie cu prețul vieții, cu arma în mână, față unor dușmani care vor să cotropească, să cucerească, să jefuiască și mai ales ce? Să pângărească ce? Moștenirea dată nouă de la Dumnezeu. Spuneam și astăzi celor care au fost la stânga, atunci la mănăstire, că noi avem sentimentul acesta unei datorii sacre
nu numai în pomenirea lor ca slujbe religioasă, ci în toată acțiunea noastră de viață. Noi avem o conștiință creștină de viață. Când ne căsătorim, când avem taina cununiei, taina botezului, când intrăm lumea aceasta, toate sunt lui Dumnezeu, pomenirile acestea și după moartea lor. Este sfințirea steagului, sfințirea oștirii, sfințirea casei. Deci omul, e vorba de sărbătoarea asta în Țara Domnului, a înțeles, da? Că venirea Domnului în lumea lui Dumnezeu și întruparea Lui și răstignirea Lui și învierea și proslăvirea Lui, trimiterea Duhului Sfânt, care ea urmează Marea Sărbătoare a Rusolului, ne arată nou că sfințirea omului și sfințirea vieții este, de fapt, în rolul întrupării Fiului Lui Dumnezeu. Și ne facă casnicii Lui Dumnezeu. Deci omul are o menire și un destin înalt și o alcătuire anumit. În virtutea acestei conștiințe, noi înțelegem viața ca dar al Lui Dumnezeu, ca timp al sfințirii, toate câte sunt de o creație Lui Dumnezeu, în care omul are un rost unic, să conlucreze cu Dumnezeu, Creatorul, Domnul și Mântuitorul, iată că s-a venit și ca Mântuitor și ca milă de jertfă pentru noi, la sfințirea, da, lumii și la îndumnezeirea omului. Ești frate, avem misiune mare. De aceea strămoșii noștri gândeau, vin păgânii, mamă, păgâni ăștia. Un om cu Dumnezeu n-ar face jafă ăsta, n-ar veni să distrugă biserici, ar veni să potropească, să facă toate rolurile de război. De aceea aveau sentimentul mereu că apără, ce? Legea strămoșească ce-a fost. Meleagul acestea care dau Dumnezeu, deci pământurile și credința noastră strămoșească. De aceea s-au angajat mereu, da? Înaintea lui Dumnezeu pentru această luptă. Copiii se înțeleagă ca și într-o familie creștină, da? E păcat, mamă, să vorbești așa. E păcat să te îmbraci așa. E păcat să spui cuvântul ăsta. Deci nu ai zis că nu-i frumos să nu se cuvânt. E păcat, mamă. I-au înțeles chemarea vremii, când ceasul istoriei, la glasul celor care au trâmbițat adunarea, pentru pericolul care venea, diferite forme, toate timpurile, când a fost atacat, ce? De o parte, glia strămoșească și de altă parte, valorile noastre de credință. Pentru că asta a fost, ce a fost când cu Austro-Ungarii, când cu turcii, când cu nemții, când cu alte predici ce au mai fost peste noi. Căutați ce să ne apărăm. Locul acesta când am fost peste alții și mai ales ce? Credința noastră, că aici au venit să ne schimbe datele, să ne schimbe numele, să ne schimbe crezul nostru. Ori, credința noastră nu e o problemă de dogmă sau de învățătură. E o problemă de viață și singurul mod de viață adevărat. Adevăratul creștin își dă viața pentru credința lui. Pentru că în afara credinței acestea nu are viața adevărat. Nu e doar păstrare în învățături. E legătura vie cu Dumnezeu și cu tot ce în jurul lui, în lumina credinței noastre, avem tot rostul nostru de existență. În momentul în care un creștin a încetat să jertfească pentru credința lui, nu. În momentul în care un preot încetează să-și dea viața pentru credință și pentru enureașii lui, nu, numai vorba de el. N-avem putere. Continuitatea de credință a constat în continuitatea de jertfă pentru idealul nostru de viață, pentru Dumnezeu. Până asta se diferențează un creștin. Îmi dai capul și ăsta nu fac. Mamă, e păcat să trăiești așa. E păcat, nici nu îngropai cu preot. Adică nici aici, nici dincolo, nu se poate. Trăiești ca un păgân, ca un nelegiuit. Deci e foarte important. Deci să ai conștiința, da? Viețuirii în Dumnezeu, în Hristos, că în afară de El nu e viață. Și nu e iubire adevărată, și nu e tăinuire, și nicio speranță, și nicio rezultat, și nicio virință. Deci asta e foarte important pentru noi. Și asta am întâlnit la toți eroi și înaintași noștri și martirii și adevăratul creștinism. E devenit pe jertfă. Dumnezeu atât de mult ne-a iubit și a dat viața pentru, a luat asupra Lui. Deci capacitatea lor de jertfă arată, într-adevăr, iubirea de patrie, iubirea de semn, nu sunt mai un simbol pentru noi. Și sunt eroii noștri și jertfa vii și sunt strămoșii noștri. De fapt, sunt prescura, da? Pe care o pune mereu altarul neamului ca jertfă de răscumpărare și tăinuire aici înainte Dumnezeu. Doamne, primești jertfa lor și noi îmi înscrim voluntar pe această, da, linie de jertfă personală. Dăruirea aceasta vine deci din adâncul sufletului nostru. Vom muri și vom fi liberi.
Sentimentul libertății în creștinism este altul, are o dimensiune biblică a vieții noi. Deci asta am vrut să vă spun. Și când va înceta capacitatea din jertfă pentru credința noastră, suntem formali, suntem luni. Suntem morți. Nu înseamnă că este arunci tot ce a sumor, ci înseamnă și ce este omorârea păcatului și atunci este contradictoriu cu viața, cu libertatea, să se creștim, cu iubirea, cu toată frățietatea aceasta. De aceea nimeni nu ne poate rupe pe noi datoria să venim aici, că ne atrag și sufletești și ne atrag forțe care alții nu le înțeleg. Mulți vă dă-mi poate hârtie aia, lemnul ăla. Nu e adevărat! E sfânta icoană! Femeile alea, voi sunt mamele noastre, surorile alea. Și nu puteți fi soția și nevasta mea. Știi? Omul Dumnezeu în casa asta, e mâna care mi-a dat-o Dumnezeu, care mi-a și copii cu ea și la fel și tot. Era în capul familiei, copii, zurori, împărțișuri, dar ce darul Dumnezeu, de-aia îl închinăm. Și atunci avem sentimentul acesta, că țara asta mi-a dat-o Dumnezeu spre spăstrare, îndemnire, spre înfrumțesare, spre sfințire. De ce în cimitirul să mormântează nici orice cei? E sacru locul. Și chiar și după ce omul, deci tupurile astea și ne îngrijim cum să le punem oricum. Avem o legătură. Deci e foarte important să ai sentimentul sacralității. De aia nu ne însoțim cu orice. Nu din șovinism. Așa ne interpretează alții. De acest simțământ care mă datorie, da, față Dumnezeu și ducem, scărozim oamenii. Deci, prin exemplu nostru și prin viața adevărată, unde să cuvinte. Am spus lucrul acesta pentru că, deci, jertfa lor e binecuvântată și deci cinstim modul jertfă ca și Dumnezeu și ne rugăm la Dumnezeu. Ca și oamenii ce au fost smerte păcate lor în viața aceasta, dar să ne dea și nou curaj din curajul lor, iubire din iubirea lor, să le primim într-adevăr în inimi ce rugăciunile și tot dorul și suspinul și dorința lor de biruință a lui Dumnezeu pe acest melagul, că astea au fost tot între creștini și altceva. Nu vedeți și unul de astăzi că se rupă pe oamenii creștini între ele? Da? S-a descreștinat Europa, America nu mai e creștină și nu știu când mai sunt și din răsărit ăsta creștin. Că nu s-ar fi petrecut cu lucrurile acestea. Ne-au întărâtat între noi. Noi venim aceasta, venim unul împotriva altul, nici pomeneală. E loc să-și plângă fiecare morților. Noi venim că avem o datorie și dacă vor da crucile jos, n-așteptăm mamă să vină de la o... Deși sunt legi internaționale, toate țările au pentru... Pentru militare, că nu spun din toate primii culturi eroilor și culturi morților și reguli internaționale și le știm. Aici este un conflict politic între reținut anume pentru anumite interese. Nu mai stăm să așteptăm de acolo. Că nu trebuie să așteptim comuna fondului, nu știu unde. Băi, suntem o mie în comună. O dată pe săptămână facem o casă dacă vrem. Hai noi o să stăm acolo. Hai copiii noștri până vin, până ne aprobă ăștia. Noi suntem, uite, astea sunt oameni. Pe cine votăm noi? Care-i școala? Care-i prima? Care-i învățător? Care-i preot? Părinte? Au murit ăla sărac. Ce fond? Hai să rând grope. În comuna noastră, în satul nostru. Îți văd numele noastre, măi. Îți merea cu noi noastre. Noi așteptăm că până unii hotarul. Suntem în inima țării și întrebăm unii hotarul. Nu din ce și un județ sau alt. Asta facem noi. Și cine vine care masoni, iată-mă, Doamne, și păgâni și astăzi. Vedeți, suntem conduși din păgâni să vină să facă ce dreptate. Ce înțelegea din lacrima mea? Unul care n-are copii, să ne spună nouă ce e familia, care n-are răni de război, să ne spună ce înseamnă să ai bunii căzut pe front. Au ei sentimentul țării, au dat ei cu coasta în braț de asta, au stat ei la umbra acestor braț, au ascultat ei glasul, vântul și bagi, tot, și au ei cum, au ei cum simt sărânt, au o rezonanță ca poetul, nu urau spre de mii, nici nu au pozii, le-au scos din manuale. Și atunci, asta e politica care se duce din păcate. Sunt și oameni care văd și că trebuie să fie ca o lumânare în bătaia vântului astăzi. Un vânt din toate părțile. Să nu ne mai speriem. Cum divine Dumnezeu și acolo e biruința cea mare. Este ceea ce nu înțeleg ei. Boceau cu Sfânt Sărat Hristos și-au făcut. El și-a asumat crucea, n-a fugit de ea. Filmul prezidentului l-a bătut mă. Nu, el era în stare să ne arate cât e în stare să sufere pentru noi. Ăștia ce l-au disfigurat. Nu, uite cât e în stare el să sufere pentru noi. Este invers. Ce spunea Arsenii Papa Ciuștas? Mă, n-ați înțeles? Ce este strici? Era bătut Hristos pe cruci și să vă uita satana în iad. Aia este, atunci și eu sunt creștin, și eu sunt creștin, și eu vreau să fiu bătut dacă să scut rola în iad. Deci orice jertfă e răscumpărătoare dacă e făcută pentru Dumnezeu. Da? Și în lumea acestui adevăr. Am spus lucrurile acestea, că nu înțelegi în sensul și cu bucurie o faci. Nu așteptăm să vină și alții. Și am vrut și oficial, s-au vrut mereu, să întârzi. Ca să faci azi un lucru bun. Păi vreau să deschid-o tot ungerii. Știi, în 24 ori am deschis-o. Dacă ați vrei să faci un lucru care pentru școală sau pentru educație, mamă că te-a probat, câți metri cub de aer și semnături trebuie să aduni. Noi trecem până astea acum.
fac multe, greu, dar concret, dar sunt probleme mari de educație, faci atunci ce să mai zici? Vom veni noi poporul să ne amendeze poporul, dacă nu vine poporul, noi faceți mai bine. Să vină poporul să ne pună la loc. E plouă, venim, plângem, mă ne luăm la trântul cu nimeni, da, nu avem viteși, mai avem armată, nu mai vin, e și mitir, e militar să știe asta, indiferent de identicii. Nu a venit odată aici, Dumnezeu să mă ierte. Și eu am fost militar. Bă, trimite doi acolo, măcar rezerviști, bă. Să facă uniformă, bă. Adică, în legătură cu armata, bă, reprezintă ceva, bă. Nu mă reproșăm nimănui nimic. Și în biserică, sunt oameni care stătem din cruci și din drapele. Nu sunt numai educați de azi. Totuși, uite, ani în țara are continuitate. Omul are oameni. Și noi suntem aceia. Noi nu venim ca oficiali, pur și simplu. Am venit acum ca fați creștini, la inimă, la inimă, m-am venit din fiecare dată. Deci, în suferința copiii ăștia, de unde? Din Duhul lui Dumnezeu, din fibra lui din român, din nepot și strănepot anul Vitești. Să știi, copii, că au fost o vreme în care era o dorință mare să fie țara asta, mereu a fost Ardealul, Transilvania, că auzi cântăm aceea, frânti și despărțiți, și erau români, erau ortodoxi, erau, trânceau carpații ăștia cum puteau și la unii la alții, dar nu era o țară întregită cu un statut și cu deci, un popor, deși așa și unitar sub aspect, da, statal. Și era o mare dorință, ca și cum suntem noi, ne iubim, avem copii, păi n-are și noi casa noastră, nu suntem și noi până, nu ne dă voie ăștia, bă. Deci trebuia să, era o mare nevoie de unitate, de neam și de întregire, a fost una mult mai adentă, în 90. Să ducea o bătărie decisivă, ori, ori, a fost la mare bătrâni. Apărarea acestor trecători, pentru marele front de bătrâni mai la Valida și la Doamne, la Mărășești, în Europa și tot, a însemnat foarte mult, da, bătălia, apărarea acestor trecători, fraților. Dacă noi încetăm aici, ăia acolo nu mai fac față, devin în ceafă, de, iar și așa se bag, la limită. Noi cu orice preț, au înțeles lucrul ăsta. Deci de-aia noi admirăm vitejia lor, puterea de sacrificiu și a fost mare lucru de aici. Cu pierde, cu, și cu, când te-au luat un front, a fost primul război mondial, ce armate erau în conflict. A fost al doilea război mondial, între, și aici totuși s-au adunat, au fost simitit, sunt mărturit și au îngropat. Crezi că era timp ca astăzi cu copii. O îngropau cum puteau îmbolizea, totuși a fost un cimitir. I-a mai mutat de acolo, au fost oameni. Dacă să spui tu acum și vine... Și a fost după ce amențiți am fost noi după 89. Și eu n-am fost sub armă. Cine se gândea în 89 când iau tractor? Toți visau să meargă, să florească, că a picat un regim. O n-a zis comandantul pe aia, nu vă bucurați. Chiar în gloria, a picat dictatorul, nu vă bucurați. Că a fost trecerea de peste graniță, 65 de bani kilovatul și nu și-a fost atunci 30 de avort. O dată asta, ura, țin-le oște care mă sare. Bă! Și nu vă bucurați, că într-un an de zi o să avem bani să îngropăm ce avem, nu credeți toți, de fapt, trecerea liberă peste graniță nu înseamnă decât intrarea liberă peste graniță. N-am înțeles noi. Și a însemnat intrarea liberă peste graniță, care noi vedem foarte bine. Asta și atunci nu așteptăm nicăieri. Asta e prețioasă lacrima asta, ploaia asta, cu depinde cum interpretezi codrii ăștia, copiii ăștia, drapelul ăsta, nu copii. Noi nu ne văităm. Am vrut să vă spunem că am niște strămoși vitești care au înțeles și în ce condiții au dus luptele acestea și măcar, iată, au adunat peste timpul și ca să vii acum să spui că nici un român a fost aici. Deci nu se poate așa ceva. Noi nu am zis în mărânt, dar voi câți ați fost. Dar nu se poate să te scoată, adică știi, se întâmplă. E o lovitură de altă natură, când se bătea lie cu vandalii. Erau lupte ce le face la creștini. Forța, politica. Deci, amenințarea de care ultimul cuvânt. Nu e adevărat. Ziua are alte criterii. De-aia nevinovăția, cântecul, cu parastasul, rugăciunea, cu credință făcute, sunt o mare putere. Așa se fortifică sufletul lor. Și vom asculta aici cât în sufletire. De unde vin? Din fibra lor. Pentru că glasul strămoșilor se manifestă în elis dragi. Ploaia mi-a sărutat pe obraji, îți bat în și zice, al meu a murit pe front, dar bine că s-ai voști și știi ce a murit feciorul meu, ca țara să ai din viitor, ca meleagul să fie aici, să suni clopotele, copii ăștia să fie jefui și răpiți, ca să avem dăinuire, să avem continuitate, să dați copii la școală, să învățați limba română, să le povestiți și de noi, strămoșii lor, cu bucurie am venit și n-a fost ușor. În ce condiții ne-a dat viața aici? O pomenire vrem și dacă nu o să faceți, măcar voi să și le arătăm că știți să fim creștini. Se pare, uitați cât este a pus primărie aici, care arată că pătuțul în cap. Și toate se mace, toate motivele, și totul le vom face. Dar vreau să spun că motivul care nu mai e un interes, sau nu e adevărat, nu mai lăsăm provocați toți ziariști. Deci suntem atenți la pericole, dar nu ne îndoim din noi. Noi șchercim cu armii, luptăm noi, noi luptăm cu felul nostru de a fi. Noi luptăm cu credința și cu rugăciunea noastră. Așa mă bucur, copiii aceștia vor avea o moștenire deosebită.
Lucrurile astea, plin de coace, dar lacrimi, de temea părintelui, în ținuta voastră, ce mame frumoasă, în toată pogoaba asta vestimentară și în toată strădania noastră, în locul acesta, în cerul acesta minunat, iau și simțământul de creștini și de români și să fie mami vrednici mini părinți, să povestească copiilor lor, să înveți acele cântece, acela, și să ne cunoaștem mai bine istoria. Nu mai așteptăm acele manuale care nu vorbim niciodată, care vrem să-l ciuntesc. Nu știu dacă profesorul trebuie să strige mai pentru anumite părere. Trebuie să strige, nu mai băgați holocaustul și ne scoateți istoria noastră. Nu mai ne scoateți noi și mai... Ar fi pentru asta să vedeți că strigă acolo, Doamne. Da? Și câte alte n-aveți de spus, da? Asta e ziua noastră, e o înălțare. Națiunea ridică mai sus, gândiți, judecați, bucurați-vă, da? Că sunt cu voi, asta vreau să zic. Și ăsta e sentimentul și noi și când strămușii spune, formăm o familie, am dezvinit fiu și mor. Toți sunt vine înaintea lui Dumnezeu. Așadar, iertați-mi lungirea asta, cum am vrut să vă spun, deci asta, pentru noi credință, eu punem din viață și din moarte. Și nu prostește, nu pot trăi atât, nu mai pot trăi, nu pot să te mai minți, nu pot să te înșel, nu pot să-mi dau uitare, nu-mi scoate nimeni din nimeni și nici nu vreau să-l scot. Domnul meu și Dumnezeu meu, Sfântul Marie. Dacă le-a luat Sfântul Marie, Sfântul Marie, mă strigă pe nume. Rabuni, așa ne strigă și Dumnezeu pe nume astăzi. Soldat, prezent, soldat, prezent, soldat, prezent, asta înseamnă. Ei sunt vinți pentru noastre și dați Dumnezeu să nu moară noi nici credința, nici amintirea lor și nici Duhul acesta de ce? De dragoste, de iertare, de rădejde și de curaj, pentru că avem datoria mărturisirii. Închei cu îndemnul la. Nu ne rămân multe de făcut. A la mărturisi astăzi, în vremurile astea și ce se vine peste noi, și mai ales pentru aceștia, Dumnezeirea lui Hristos e șansa mântuirii noastre. Da, sunt creștini. Da, cred în Dumnezeirea lui. Cred în fecerea mașinului. Cred în Dumnezeirea lui. Cred în cultul Sfinților. Cred în puterea crucii. Cred în puterea răscumpărătoare a jertfei. Cred al mântuirii. Acum vrea să-l scoată pe Hristos din pur și simplu Dumnezeu. Să descreștinează lumea. Eu nu fac să le fără de el. Păi ce dă America și asta? Mai sunt ei creștini? Până ce legi dau despre familie și școală și când ar trebui unde să vin. Nu ne așteptăm la nimeni, ne avem doar mai rămas credința. Și nu puteți să legi, Dumnezeu, poate Dumnezeu de aici să se ridice. Și noi am, da, am bătut metrele și ne-am făcut ei. Cazul se rege. Am mărturisit asta, asta e o mărturisire de credință. Și crucea frumos și toate cântări, să zice mesajul lui Zavau. Pentru că nici nu există, deci, da, alt adevăr în afară de Hristos. Și nu e altul din cer și pe pământ, în fapt că ați tot nu să plece. Mulțumim de răbdare și participare, mulțumim de pe toți, cred că mai întăriți de aici, mai bucuroși și mai gata de jertfă. Nu, ne frica asta trebuie să nu mai ne stăpânească pe noi. Noi venim în alte costiere. Nu știți ce puternic un copil nevinovat și o văzut și un om care e înaintea lui Dumnezeu curat, să fim curat pătești și vă zic, mărturisirea din credință asta înseamnă. Nu ne repădăm. Ești creștin și la locul de muncă și la școală și apune să ceri în ochi tuturor. Că în fond asta s-a făcut frații, urcarea neamului, frățean, Sfântul Gheorghe. Ați dat nădejde de asta creștinilor ăștia, sunt biserica, mă. Dar și biserica trebuie să fie cu ei. Vai din noi, în momentul în care biserica numai cu poporul, salut, suntem formali și țineți din noi, ca și noi să putem, da, să avem strici din voi. Amin. Amin. Am rugămintea la cei care o să vorbească, să o facă foarte, foarte scurt, să nu ne plictisim, să intercalăm un pic cuvântul cu cântecul. Dau, urmează acum grupul din Vrancea al Asociației Icaria Neamului. Ne vom întoarce într-o zi, ne vom întoarce neapărat, vor fi apusuri aurii, cum au mai fost altădat, cum am mai fost când am plecat. Ne vom întoarce neapărat, cum apele se întorc din nori, sau cum se întoarce tremurat pierdutul cântec pe viori. Ne vom întoarce într-o zi și cei de azi cu pașii grei nu ne-or vedea, nu ne-or simți, cum vom pătrunde încet în ei. Ne vom întoarce ca un fum, ușor ținându-ne de mâini, toți cei de ieri în cei de acum, cum trec fântânile în fântâni. Cei vechi ne-am strecurat tiptil, în toate dragostele noi,
și un cântecul pe care și-l vor spune alții după noi. În zâmbetul ce va miji și în orice geam în viitor, tot noi vom sta, tot noi vom fi ca o sămânță în taina lor. Noi, cei perduți, reîntorși din zări, cu vechiul nostru duh fecund, ne înapoiem și în disperări și în răni ce în piepturi se ascund. Și în lacrimi, ori în mângâieri, tot noi vom curge zi de zi, în tot ce mâine ca și ieri va sângera sau va iubi. Ne vom întoarce într-o zi, ne vom întoarce neapărat, vor fi apusuri aurii, cum au mai fost când am plecat, cum au mai fost când am plecat. Glorie eternă eroilor neamului românesc! Vă mulțumim foarte mult, doamna, cuvântul fratelui meu de luptă, camaradul Dan Ciprian Grăjdeanu, liderul Frăției Ortodoxe. Atâta vreau să spun, atunci când suntem uniți, Dumnezeu ne binecuvântează și cei cu gânduri necurate tremură. Hristos a anunțat! Poți să fiu aici din grădina de gâdine mâine. Doamne, Dumnezeu, ce ne-am rost frumos. Un cuvânt foarte pătruzător și scurt, Dane, așa cum te știm noi. Fraților, așa este o instanță a decizii definitiv de demolarea monumentului și a crucilor închinate eroilor români. Acest lucru nu trebuie să ne moaie, ci să ne întărească. Așa cum spunea Părintele Amfilohie, Hristos a suferit pe cruce. Ce-ar fi făcut oare creștinismul fără jertfa supremă? Cred că noi ar trebui să nu ne plângem. Și n-am venit aici nici să stăm în genunchi în fața celor care au hotărât demolarea crucilor, nici nu am venit aici ca să renunțăm la aceste idealuri. Nu putem scrie altfel istoria decât așa cum a fost scrisă ea. Aici, sub picioarele noastre, zacă semintele celor care ne-au apărat țara cu mai bine de 100 de ani în urmă. Ce ar trebui să facem noi? Să ne întoarcem spatele și să spunem, așa cum ne cer unii sau alții, că aceste lupte n-au existat, că acești eroi, de fapt, nu sunt eroi, ci sunt închipuirile noastre. Poate că ar fi bine să ne întoarcem în istoria recentă. Mi-aduc aminte, copil fiind, cum regimul trecut dărâma biserici. Câtă suferință a fost în inima românilor când acele biserici, mănăstiri, catedrale, construite de strămoșii noștri, erau dărâmate sub șenile buldozerilor și ale acelor șefi din diverse instituții care hotărau demolarea bisericilor noastre. Și cum știm că istoria e ciclică, din nou trăim aceste vremuri. Poate că nu așa cum au fost în anii comunismului, dar și astăzi acest simbol sfânt al credinței creștine, crucea, trebuie să fie scos din acest cimitir. Nimeni nu spune că nu avem nevoie aici. Nimeni nu spune că aici au fost date bătălii în primul război mondial. Nimeni nu spune că prin jertfa acestor români am făcut România mare. Toată lumea recunoaște că aici, la poarta de fier a Moldovei, a fost oprit acest săvărug austro-ungar care urmărea să desfințeze tânăra noastră țară. Nimeni nu spune că aici nu este pământ românesc. Și tot la fel, toți oficialii recunosc că suntem în mijlocul țării. Și cu toate astea, n-avem dreptul să ne cinstim acești eroi pe care cu toții îi recunoaștem. Ce ar trebui să facem noi? Eu astăzi n-am voie să vin aici, pentru o instanță definitivă a spus că sunt principalul vinovat
că în 2019 ne-am permis să cinstez eroii români. Și în bucătă asta sunt aici, alături de eroii noștri. Și nu sunt singur. În această bătălie. Mai devreme, venind încoace spre cimitir, am primit și un mesaj care elegant îmi spunea că n-ar trebui să vin. Vom veni aici când Dumnezeu ne va ține în viață. Chiar dacă aceste simboluri ale creștinismului nu vor mai fi, vom veni fiecare cu propria cruce de acasă. O să o ducem în spate, dacă este cazul. Vom veni pe jos, așa cum au venit eroii noștri, în genunchi, cu răni, plini de necazurile războiului. Citesc în documentele vremii, plini de păduri, nemâncați, răniți, fără haine pe ei. Au venit și au apărat acest simbol. Iar noi, astăzi, la 100 de ani, ne este teamă. Vom veni aici, nu 100, vom veni cât este nevoie. Pe nimeni nu amenințăm. Nu este o amenințare ceea ce trăiesc și spun acum, ci este un drept pe care l-am câștigat ca români. Ca țara noastră să putem să ne cinstim aceste valori. Astăzi se cere să renunțăm la eroii noștri. Mâine poate ni se va cere să nu mai facem semnul Sfintei Cruci. Pentru că am mai trăit aceste momente și nu de mult. Cu 30 de ani, 40 de ani în urmă, cei care sunteți mai bătrâni, știți că ne era frică să facem cruce. Știți că ne era frică să spunem că suntem creștini. Se pare că vremurile revin și atunci fiecare dintre noi ar trebui să fim demni și să nu renunțăm la aceste valori, la familia noastră tradițională, la credința noastră care am luat-o de la străbunii noștri, la eroii noștri care sunt aici înfumați. Nu îi avem în altă parte, așa cum ne cere și ne recomandă președintele Consiliului Județean să ne ducem Harghita, să ne ducem mai la mare. Ne-a și recomandat 4 locuri în care să ne mutăm crucile și să ne ducem și să plângem acolo unde sunt niște mărăcini. Asta ni se cere. Să stăm în genunchi în fața unora și să ne negăm istoria neamului nostru. Eu cred că nu suntem poate demni de faptele înaintașilor noștri, dar nici rugi în țara noastră nu cred că acceptăm să fim. Împreună cu preoții noștri, împreună cu românii noștri adevărați, împreună cu acești oameni care sunt la stânga și la dreapta mea, trebuie să mergem înainte. Trebuie să facem din nou auzit glasul românului de rând. Aici, în acest cimitir, este o parte din România autentică. Rare ori găsim România autentică. Aici este o parte din România autentică. Pentru că aici sunt români simpli. Pentru că aici sunt oasele eroilor noștri. Pentru că aici sunt aceste simboluri ale credinței noastre. Pentru că aici găsim pe preoții noștri. Și tot aici găsim acest frumos port românesc. Și tot aici am auzit aceste frumoase rugăciuni. Aici îi avem pe acești tineri cărora trebuie să le predăm ceva. Ce le predăm noi? O țară fără niciun fel de valoare? O să fim judecați mai devreme sau mai târziu? Citim pe acele momente, spuneți generațiilor viitoare că ne-am făcut datoria. Noi suntem aceste generații. Și noi ni se cere să stăm în genunchi și să spunem că și noi ne-am făcut datoria. Care datorie? Dacă mâine ne-am duce în rai cei care s-au unde ne duce noi și ne-am întâlnit cu eroii care își dor zonul de veci aici, ce ne vom spune? Că ne-am făcut datoria. Care datorie? N-am fost în stare să le apărăm onoarea și jertfa care au făcut-o în primul război mondial. Asta ne se cere astăzi. Să stăm în genunchi și să spunem că, de fapt, acești eroi n-au murit aici. Și să spunem că acești eroi, cine știe cum au murit, dacă au murit. Și să mai spunem că, poate, primul război mondial nici n-a existat. Și să spunem că aici
în România, în mijlocul țării, n-avem dreptul noi, românii, să ne apărăm aceste valori. Nu este un îndemn la ură, Doamne ferește, nu este un îndemn la lucruri nesăbuite, este un îndemn la apăra valorile, este un îndemn la a fi alături de acești eroi. Fraților, oricât de mult ar da unii sau alții noi, nu pot să ne luare. Pentru că noi, prin votul nostru, i-am susținut să ajungă acolo, pe unii. Și tot noi, prin votul nostru, îi putem schimba. Fiți alături de aceste valori ale nației românești. Dacă aceste simboluri vor dispărea, să nu ne plângem, să nu ne văităm, să nu ne dăm loviți, pentru că nici ei n-au făcut-o acum 100 de ani. Să venim aici și să plângem în continuare eroii noștri, să le cinstim memoria, jertfa supremă, să aprindem în continuare lumânări, 1000 de lumânări, 2000 de lumânări, să punem aici cruci, să venim cu preoții noștri, pentru că niciodată aceste valori ale neamului românesc nu trebuie să ne pierdem. Hristos a anunțat, fraților, și vă mulțumesc că ați venit aici în jurul meu. Mulțumim domnului primar Constantin Toma. Vreau totuși să sper că Dumnezeu mai poate face o minune să țină aceste 52 de cruci de beton în picioare, să țină departe buldozerele. Vreau totuși să sper că Dumnezeu va face o minune și ne va dezvălui data fatidică la care acele buldozere vor veni, dacă vor veni, să avem bucuria de a îngenunchea în fața crucilor și în fața buldozerelor, să nu lăsăm să treacă peste mormintele eroilor români, peste monumentul eroilor români, peste jertfa și oasele lor. Când este vorba de eroi, vorbim despre curaj. Curajul de a spune nu, curajul de a ne trăi viața ca români, curajul de a spune acel nu hotărât împotriva ordinilor care vin din afară, curajul de a trăi istoria și a trăi în Duhul eroilor. Despre acest curaj chem corul Resurrectio, copiii minunați din Moinești, să ne cânte. Aveți cuvântul Resurrectio, după aceea corul de la Valea Mare. Și când vor cânta acei tine minunați, treceți pe la masa de acolo și luați un păhărel de colivă, luați o bucățică de ceva și ne bucurăm așa și de un picnic și de un cântec frumos și de un moment minunat, ca să nu stăm după aia târziu să nu avem ce la jertfa care am luat-o, frate. Dacă am plecat ardealule din tine, nu-i vina noastră, iar vom veni. N-am fost în vin și nu vom fi nici mâine, când ceasul biruințe va sosi. Aveam o țară scumpă și mândră, aveam și iară vom avea dușmanul care astăzi râde, va tremura privind la ea. Noi te iubim că tu ai fost al nostru și viața pentru tine ne-am fi dat. Dar te-ai dictatul rușinos și monstru, vor fi și-au reușit de ce-au furat. Aveam o țară scumpă și mândră, aveam și iarăși vom avea dușmanul care astăzi râde, va tremura privind la ea. Tu ai fost al nostru, lăsat de veste, dar și de romani. Chiar moșenite la strămoșii noștri și nimănui nu te-o lăsa în dar.
Aveam o țară scumpă și lungă, avea și iarăși vom avea, vom avea dușmanul care astăzi râde, va tremura privind la ea, privind la ea. De ce are vechea frontieră, de viața noastră este până acum. Prin vijelii și foc de mitralieră, armata noastră își va face drum. Aveam o țară scumpă și mândră, aveam și iarăși vom avea, vom avea dușmanul care astăzi râde, va tremura privind la ea, privind la ea. Credință țară și mereu înainte, să cucerim ce avem de cucerit. Ardealul nostru e o țară scumpă, săracii vor și Crușule iubit. Aveam o țară scumpă și mândră, aveam și iarăși vom avea, vom avea dușmanul care astăzi râde, va tremura privind la ea, privind la ea. Aveam o țară scumpă și mândră, aveam și iarăși vom avea, vom avea dușmanul care astăzi râde, va tremura privind la ea, privind la ea. Bravo! Domnul Restu Rețiu, după aia se pregătește din partea frăților ortodoxe familia lui. Zenec istoric mi-aduce aminte că frații în veci vor fi frați. Un cântec de luptă bătrân ca unirea, voi compatrioți ascultați. Un cântec de luptă bătrân ca unirea, voi compatrioți ascultați. Apoi să mergem la război. Sărută-ți copile, părinții și frații, și apoi să mergem la război. Înainte, înainte, spre marea unire, hotarul de drept să-l trobim. Să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul, de-a fi să ne îngropăm de timp. Să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul, Thank you.
Îl invit acum pentru un scurt cuvânt pe prietenul nostru de la Galați, Marian Dumitru, de la Mișcarea Națională. Mă gândeam cum să, ce să spunem celor care vor să dărâme crucilor, crucile, celor care vor să rescrie istoria, să rescrie manualele și cum să le spunem. Și aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră un fapt istoric, un fapt istoric, dar unul care ține de istoria adevărată, nu de cea rescrisă. Am plecat de dimineață de pe malul Dunării de la Galați și până aici am citit despre luptele care s-au dat aici. L-am condus eu și am putut să citesc. Și există o mărturie a unui participant care ne-a rămas și care ne-a spus așa, că înainte să pornească ostașii români să dea atacul pentru recucerirea acestei poziții, ostașii s-au închinat, și-au făcut cruce și-au pornit cu cântec înainte. Cu cântec înainte la luptă. Și cântecul acesta e pe versuri scrise de Șteu Iosif și se numește La luptă. Și cred că e un răspuns bun celor care vor să rescrie istoria și să dărâme crucile. Vă voi citi doar 5 versuri și aș vrea să facem un experiment, să ne imaginăm aceste versuri pe 10, și pe 100, pe 1000 de voci, pe vocile tuturor celor despre care atât de frumos ați mărturisit prezent mai devreme. Să vă imaginați 1000 de ostași cântând. Cu al nostru stânge am scris al nostru nume în cartea gloriosului trecut și mulți dușmani ar vrea să ne sublume. Dar până când mai stau carpații scurt, acel ce ne va șterge de pe lume, să știe toți că încă nu s-a născut. Bravo! Mulțumim! Invit familia Udrea din partea frăției ortodoxe. Morminte dragi, lumină vie, sporite într-un an de an, noi vă auzim cu gând suglie, ca un juvoi sub pământean. Ați luminat cu jertfe sfinte pământul până
Mă gurai de mine, da? Ce vreau să vă spun? Domnule primar, frate Mihai, frate Dani și toți care sunteți aici prezenți, întrucât este un fapt cunoscut că acest cimitir este un cimitir militar internațional, asta să știi, nu mai așteptăm că ce zice Consiliul Județean, că ce spun anumite foruri, da. Haide, dacă credeți că e bine, să mergem în fața Ministerului Apărării, ca o ultimă rugăminte, cu prezența noastră, cel mai cuminte mod, cu copii, cu vocile astea, cu banere. Avem o rugăminte, armata română, voi, dați-ne o parcelă de onoare pentru strămoșii noștri în cimitirul Valea Uzunului, să nu trăim durerea înfrângerii unui joc politic. Nu vă cerem decât o anchetă onestă din partea armatei, că e un cimitir internațional, e dreptul dumneavoastră, venim ca la ultima ușă care se poate deschide și facem deschis un cântec și cu rugăciune în genunchi stănaște, să plouă și atunci să vadă că nimeni nu ne dă înapoi, găsim o zi potrivită în costumele astea frumoase din toată țara și asta am vrut să, asta am vrut să vă spun. La Ministerul Apărării, luați-o pe mâna voastră. Vă rugăm pentru numele strămoșilor și a tot ierjetii ca ce mai bine să fie, vă veniți. Și haideți să mergem, găsim o zi, dacă credeți că vine, că nu ofensăm pe nimeni, cum credeți. Nu venim ca oficial, venim ca români, ca și creștini, venim acolo, ca nepoți ai neamului, cu poezia care trebuie. Un ceas, două, dacă va fi. Și cerem, domnule ministru, luați-o pe mâna voastră și dați și nouă parcelă de onoare, de cinstire acestor strămoși. Și faceți o anchetă onestă, luați-o dumneavoastră, să mai ne purtați la cei care, deci asta autoritatea mă gândesc chiar armate. Și atunci, haideți să mergem ca nu așa drum mereu de jos în sus și nu avem șansă. Deci asta ar fi propunerea mea dacă și mergem și ne exprimăm rugămintea și ne lase să... Și să o iei, dacă e cimitir internațional declarat, dacă să știi peste tot de nemți, de ruși, și chiar n-au fost români. Vă cerem o anchetă onestă și nu cerem nicât o parte, noi cu toți. Cine? Mergem la armata, și dacă n-au autoritate în țara asta, nu zic, dar plecăm mâhniți, plecăm plânși de acolo, dacă nici ei, în ce țară mai ne aflăm, atâta cerem. O parcelă de onoare pentru înaintașii noștri și o anchetă justă, dacă noi niciun român, noi ne retragem, dar noi știm din noi strămoși că aici s-au și mergem acolo cu micul mare și care părinte. Bine, părinte, pe 2 iunie. Pe 2 iunie, cum vine. Ziceți? Da. Iertați-mă, asta a fost propunerea mea. Ce și ore? Mergem acolo pentru ca ultimă strigare și atunci să ia pe mâna lor, dacă armata în fața țării își ia mâna după noi, cum să mai te duci? Posibil. Da, te chemăm și biserica. Nu cred că facem ziua copilului. Nu știu. Mulțumim, Sali, că și jurul liber. O inițiativă. Deci vineri, 2 iunie, în fața Ministerului Apărării Naționale, pentru a cere un lucru simplu. Demnitate românească și respectarea jertfei eroilor. Rog în spate coloana sonoră pentru o tânără din județul Covasna pe nume Ana. Deci coloana sonoră pentru Ana. Da, auzi, dar mă sună de tine, sună la gata, degeaba, să...
mai gata și dacă vor fi acolo, noi nu avem ce să mai tragem. Nu mai să ne gândim. Nu tragem. Nu mai vreau. Române, stai și tu, măi, făgăraș, făgăraș.
Făgăraș, că strupe de românaș. Stai și tu, măi, Făgăraș, Făgăraș, că strupe de românaș. Sări și voi șapte sate, sate, sări șaptezeci și șapte, și șapte, să se audă în Chișinău, Chișinău, că și-acolo neam de-al meu. Să se audă în Chișinău, Chișinău, că și-acolo neam de-al meu. Să se audă în București, Românie să trăiești, Românie să trăiești, să trăiești, și mai mândră să și-ngățile de